Seara și bine v-am găsit la lecție cu Prof. Online. Bună seara, Alesia, bună seara și bine ne vedem. Din nou este un moment de bucurie pentru noi amândoi, deci nu numai pentru mine, ci și pentru tine. De fiecare dată, așa când ne întâlnim, sperăm de fiecare dată și credem în asta, că vom face din nou o lecție foarte frumoasă, interesantă. Și de ce începem cu... Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută ne să facem o lecție frumoasă! Și ca să căpătăm un pic de putere, așa, să ne iasă o lecție frumoasă, hai să vedem, ai citit ceva din Biblie? Știi că era capitolul 2 de acolo? Da, era un capitol, doar că mi-ați spus să mă opresc undeva, fiindcă începea o chestie cu... un fel de altă idee secundară la care ați spus să mă opresc. Am citit la ea. Deci am început de la capitolul 2. Da. Am citit și la un moment dat apărea un alt capitol care se numea Fuga în Egipt, omorârea pruncilor. Da. Dar acela mergea în continuare, până la capitolul 3. Dar dacă te-ai oprit, până unde te-ai oprit tu, haide să discutăm așa pe porțiunea aceea care ai citit-o tu, să vedem așa cum înțeleg și eu și să discutăm împreună. Că să știi tu, nu pot eu să spun că, mă rog, fără ajutorul Dumnezeu vom putea înțelege ceva. Fiecare verset de acolo din Biblie este unul cu un conținut atât de bogat încât cei care se pricep și care au legătură cu Bunul Dumnezeu înțeleg foarte, foarte multe lucruri. Ei reușesc să vorbească ore în șir din câteva versete de acolo pe care le citesc. Hai să vedem noi la nivelul la care ne aflăm. Putem noi să înțelegem ceva? Da, păi, să vă povestesc ce am citit. Ia să văd. Ce frumos spui, să vă povestesc ce am citit. Chiar îmi place. Altceva n-aș avea să vă... Da. Cum să te exprimi altcumva, da? Da, perfect. Da, să zic în altfel decât asta. Da. Deci, capitolul 2 spune așa că după ce s-a născut Iisus, da, în Betlehemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, au venit niște mari din răsărit la Ierusalim. Stop, hai să discutăm până aici. Deci, în perioada aceea când Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut. Din cine s-a născut el, te rog, dacă știi? Din Maica Domnului. Din Maica Domnului, Maria Fecioară, da? Deci el hotărăște în discuția care are cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în Sfânta Treime, stând așa de vorbă, toți trei, hai să ne închipuim cum au stat de vorbă, și Dumnezeu a spus așa, Tată Ceresc, spune, cum să-mi salvez eu pe cei mai, creația mea cea mai scumpă, la care țin extraordinar de mult. Că iată, ei au căzut în păcat, n-au ascultat, cum ai povestit tu atunci cu Adam, care a mușcat din mărul, da, toată povestea, și atât s-a întristat Dumnezeu că lumea din ce în ce mai mult păcătuia, și în clipa aceea, Fiul Dumnezeu, Iisus Hristos, a spus, mă duc eu, repede, pe pământ. Dar că nici nu l-a rugat Bunul Dumnezeu, el a avut inițiativă rapidă. Dar știi că el s-a dedublat, practic. Deci nu l-a părăsit niciodată pe Tatăl Ceresc. Deci ei, Sfânta Treime, rămâne tot timpul acolo. Dar tot timpul Sfânta Treime, cu Duhul Sfânt. Că trebuie să înțelegi că Fiul Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu, adică graiul lui Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegi tu. Iar Duhul Sfânt este ceea ce nu putem
să pipăim. Duhul lui Dumnezeu. Este Duhul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Și ei sunt tot timpul în Sfânta Treimii. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt împreună tot timpul. Și da, hotărăște să vină pe pământ. Și să vină între oameni. Să îmbrace El, Dumnezeu fiind, să îmbrace haina asta, trupul omenesc. Asta e nemaipomenit, momentul cel mai important al istoriei evoluției omului, când El se îmbracă cu trupul omenesc din Maria Fecioară. Și acum, spune așa, că El s-a născut în Betleemul Iudeii. Ce înseamnă asta? Exact, știi cum avem zone ale țării, cum ar fi Transilvania, Moldova, Muntenia. Betleemul Iudei înseamnă, de fapt, un oraș, o localitate din Iudeia, cum ar fi Moldova sau Transilvania sau, știu, țara Muntenia. Acolo s-a născut El. Deci, acum ai înțeles despre El, s-a născut în Betleem, da? Iudeii. Dar această veste minunată a fost ușor de descoperit de trei magi, adică trei oameni diferiți, din zone diferite, din țări diferite, care erau foarte tare frământați de apariția acestei stele, nu? Steaua de la răsărit. Cei trei magi, lor, din preocupările lor de zi cu zi, cititul așa zis în stele, magii, adică astronomia. Astronomia, să știi că este o știință care e tot de Dumnezeu pusă la dispoziția noastră, adică de descoperit cum au fost aranjate toate așa într-o perfecțiune mai de Dumnezeu știută întreaga constelație, tot absolut. Și ei știau, li se transmisesere prin Duhul Sfânt că va veni o vreme și o stea le va arăta momentul acesta când se mai naște Hristos. Și acum urmăreau, din zone diferite, urmăreau apariția acelei stele. Deci aveau mesajul ăsta, da? Prin Duhul Sfânt, care ajunge la oricare dintre noi. Am să spun, apropo de chestia asta, o chestiune care mi s-a întâmplat mie. Deci eu eram la un moment dat foarte tare frământat de un băiețel care avea niște posibilități foarte, foarte mari. Deci el era un copil era fără tată, era al doilea copil din cei trei care erau cu mămica lor și eu l-am descoperit că el avea un potențial uriaș, uriaș. Și mă tot frământam și ziceam, cum să-l ajut pe el? Vreau tare mult să-l ajut. Și nu știam cum să-l ajut, atât de mult mă frământam, încât într-una din zile am primit, când m-am trezit, într-o dimineață, când m-am trezit, Alesia, ce spun acum este adevărat, trăi de mine. Deci faptul că, exact ca și magii, mă frământa foarte tare nevoia de a-l ajuta pe el, copilul acela, atunci m-am trezit și cineva mi-a spus, ce faci cu Aurel? Aurel îl chema pe băiețelul ăla. El terminase clasa 8-a. Da? Terminase clasa 8-a și trebuia să dea admitere la liceu. Și eu plecasem din Moinești, de acolo unde am lucrat. Eu venisem în Bacău și eu vreau să-l ajut, să-l iau cu mine. Dar știam că dăm niște clase foarte slabe și n-am să pot să-l ajut. Și eram trist, așa, vreo două săptămâni m-am chinuit tare mult, două, trei săptămâni și nu știam ce să fac. Și la un moment dat, acum urmărește ce minunat, ce lucru minunat se întâmplă. Când m-am trezit într-una din dimineți, m-am trezit și mi-a spus, ce faci cu Aurel? Păi am zis eu, ce să fac? Deci o întrebare a venit asupra mea, ce faci cu Aurel? Păi ce să fac? N-am ce face, că îmi dau clase, îi explicam eu acum. Explicam că am clase slabe și n-am să pot să-l ajut și nu știu ce. Și atunci am spus, îl iei și îl duci la Iași. Să dea la liceul Negruții. Deci am primit mesajul clar la ce liceu să-l duc, unde să fac, ce să fac cu el. Și am spus, gata, așa fac. Asta vă spunea mama lui? Nu!
Nu, era un dialog cu, hai să spun așa, cu Duhul. Duhul lui Dumnezeu, cu cineva care îmi transmite un înger, îngerul lui probabil, habar n-am. Dar frământarea mea, frământarea foarte puternică a mea, făcuse ca să se acumuleze neliniștea mea zi de zi și eu eram foarte tare frământat să-l ajut și nu știam cum. Neștiind cum să-l ajut, am primit acest mesaj. Deci în timp ce explicam că n-am cum să-l ajut că clasele slabe, am spus, nu, îl iei? Dar în ziua aceea fixasem să mă duc la Iași la copii. Copiii mei erau studenți la Iași în ziua aceea. Și mi-a zis, îl iei și-l duci astăzi. Astăzi îl iei cu tine și-l duci la Iași și-l dai la liceu Negruții. Deci m-am primit și locul. La ce liceu să-l înscriu? Tot, absolut, perfect. Și am zis, așa fac. Deci am pus mâna pe telefon și am sunat pe mama lui. Și am spus, mame, mi-l îmbraci pe Aurel, mi-l dai că îl duc la Iași de-ală. Și mama a spus, în stare de șoc, cum și sunt, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Și am spus, mi-l dai că îl duc la Iași pentru că pe frățiorul, care era cu 7 ani mai mare, acum era student în anul 3 și pe el îl ajutase la vremea respectivă, mă fusese elev al meu. Și acum mi-am zis, cum am hotărât și pentru Adi, mi-l dai, hotărât și pentru Adi, te rog să mi-l dai, te rog să nu te opui. Ca asta trebuie să-l duc eu, dar dacă nu ia, dacă nu știu ce întrebări, nu pune întrebări ca așa, sigur ia. Și așa am mers pe culoarul ăsta, l-am dus, acolo s-a minunat și el, că frățiorul lor când l-a văzut nu venea să creadă, și Alesia, acum să vezi ce se întâmplă, el ia admiterea la liceul acel Negruții, foarte bun liceu din Iași, lângă universitate este, ia admiterea și este al doilea elev al Iașului, se califică la națională. Deci la nivelul județean se califică și este al doilea copil al Iașului care ajunge la faza națională. Deci iată ce lucrare poate să facă Dumnezeu, când noi nu știm să prețuim acest mesaj. Ți-am explicat acum, concret, trăit de mine, o astfel de situație, cu magii, frământându-se ei magii de-a lungul timpului și știind că va apare momentul acesta când o stea îi va călăuzi, ei așteptau să vadă steaua. Și steaua a apărut. Și acei trei magi au plecat după stea. Steaua mergea înaintea lor, dar steaua aceasta știi ce era, nu? Era Duhul Sfânt, de fapt. Da, care lumina și îi conducea exact la locul unde s-a născut Hristos. Ei veneau din depărtări, despre răsării, deci niște țări numai la depărtare foarte mare. Dar au plecat din timp, totul era perfect așezat, perfect ordonat. Și acum, deci ajung la Betlehem acolo. Și ce spune acolo? În vremea lui... Nu spune, ne spune doar că după ce s-a născut Iisus în Betlehemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod. Așa, acolo împărat era Irod. Da. Irod era împărat. Au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Așa, stop. Deci ei aveau mesajul ăsta, că s-a născut un împărat. Împăratul, dar nu era vorba de împărăția asta de pe pământ. Era împăratul acelei împărății la care tindem și noi să ajungem. Adică împărăția cea cerească. Că toți neaștiind și neînțelegând se gândeau că e vorba de împărăția asta, de împărăție pământească, să zic așa. Și acum Irod, când aude chestia asta, ei neștii magii s-au dus direct la rege și i-a spus, știi împărate, am înțeles s-a născut un împărat al, știi în ce zonă, știi cumva ceva? Și Irod spune, el se tulbură foarte tare, ce spune? Deci au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua. Așa. Și am venit să ne închinăm lui. Și apoi extraordinar, pentru că vezi, ei știau că e vorba de un împărat foarte mare, un împărat
mai deosebit decât toți împărații. Dar ce au alergat? Că mesajul lor era acesta, că e vorba de un împărat deosebit de toți împărații care existau până la vremea aceea. Te rog. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult. Știi de ce, nu? Știi de ce? Pentru că nu era de acord să se închine toți. Nu numai asta, dar se gândea că ia împărăția. Că ia locul. Da, și nu o să mai... Da, o să... Da, dar asta este. S-a tulburat foarte tare. Și ce înseamnă asta? Bine așteptate s-a născut cineva care să-mi ia împărăția. Locul meu? Nu se poate. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Așa. A adunat pe toți preoții, cei mai de seamă, și pe cărturarii norodului. Deci, atenție ce face. Imediat intră în panică și adună pe toți cărturarii și preoții vremea acelea, care erau cei mai învățați și în stare să le spună ceva despre ceea ce înseamnă apariția unui astfel de împărat. Cum? Ce se întâmplă? Da? Deci aceea Irod îi adună, da? Și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos. Corect. Mai departe, așa. În Betlehemul din Iudea i-au răspuns căci iată ce a fost scris prin prorocul. Stop. Știi ce înseamnă proroc? Dacă nu mă înșel. A, da. Cineva care vestește... E o persoană care interpretează... Nu. Așa, foarte bine, interpretează voința lui Dumnezeu. Extraordinar și frumos. Interpretează voința lui Dumnezeu. Dacă nu mai știu, este capabil să prezică viitorul. Așa, așa. Prorocește, adică înseamnă că el vede în viitor, știe exact ce va urma. Adică lui se comunică, hai să spunem așa. Duhul Sfânt îi comunică exact ce va urma și el știe foarte bine. Cine crede în el și stă de vorbă, el este în stare să-i spună, iată așa se va întâmpla. Dacă crezi, dacă nu crezi, e problema ta. Prorocul este cel care, așa cum ai spus tu, interpretează foarte bine voința lui Dumnezeu. Bine spus, foarte frumos. Așa că iată ce a fost scris prin proroc. Și tu, Betleme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie, care va fi păstorul poporului meu, Israel. Stop! Hai să vedem aici. Deci astea sunt cuvintele spuse de proroc. Da. Și tu, Betleeme, adică tu Bucureștiule, tu Tecuciule, hai să zic așa, tu Tecuciule, sau tu orice localitate acolo, din Betleem fiind deci o localitate, din Iudea. Tu, Betleeme, să nu te socoți că ești neînsemnat. Să nu crezi că ești neînsemnat, că se va întâmpla ca chiar acolo să se nască, nu? Împăratul acesta, chiar acolo în orășelul acela, în locul din locul respectiv va răsări împăratul lui Israel, adică împăratul aceste împărății care nu este de pe pământ, ci este împărăția la care visăm cu toții, împărăția lui Israel, așa, poporul acesta ales, în care, de fapt, trebuie să înțelegem că putem ajunge oricare dintre noi, toți pământenii care se străduiesc, să facă voia lui Dumnezeu. Asta vrea să spună acolo prorocul, da? Da. Deci nu ești o localitate neînsemnată. Tu, Betleeme, nu ești o localitate neînsemnată, ci ești una foarte importantă. Asta îmi spune. Că din aici se va naște. Din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. O căpetenie, da? Deci va ieși din tine o căpetenie, adică împăratul acesta va ieși de acolo, din localitatea respectivă, da. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Stop, foarte tare aici. Deci împăratul chiar a intrat în panică de adevăratele. Deci el nu era vorbe. Nu era de acord să-i se fără împărăție. Tocmai. Panica era maximă. Și de aceea eu chema pe magi și magii îi povestesc și spui, știi unde va fi? Uite că data de cutare, nu știu ce, am văzut noi steaua.
Și ei au aflat în felul ăsta că atunci s-a născut Irod. S-a născut Iisus, da? De la magi. Da, corect. A aflat date precise. Foarte precise. Da? Apoi i-a trimis la Betlehem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. Ce viclean este! Ce viclean este! Când el era atât de tulburat, numai spus într-un fel, să-mi spuneți unde este ca să mă duc să-l omor, să dispară. Asta vrea să-l spună. Da, a spus-o printr-o formă mai altă. Așa ascunsă. Viclenia ce înseamnă? Înseamnă că tu una gândești și alta spui. Exact. Deci este o mască, da, pe care o folosești pentru a... Nu, ce-l mâna pe el acum? Ce interes avea? Doar unul singur. Să descopere locul exact și să-l descopere chiar pe Iisus, să-l omoare. Asta era ideea lui. Dar magii au fost foarte încântați. Au crezut chiar că asta se va întâmpla, că va veni și el și se va închina, pentru că ei credeau cu adevărat în acest împărat. Veniți la așa mari distanță. Și ei chiar au crezut. Să vedem ce se mai întâmplă. După ce a ascultat pe împărat, a plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor. Stop, ce fain este! Extraordinar! Deci îți dai seama că ei, după ce s-au consultat cu Irod, au plecat să cerceteze. După ei ar fi dorit să afle de la Irod exact locul. Dar se gândeau acum, încotro să apucăm noi, acolo, în localitatea aceea, dar cine să ne spună cum? Și cine? Nu erau telefoane, nu aveau nicio posibilitate să mai consulte. Exact. Nu. Cine crezi? Steaua. Steaua care a dus până acolo, imediat steaua, Duhul Sfânt, de fapt, este cel care luminează din nou calea și îi duce perfect. Să vedem cum. Deci, și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit merge înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Extraordinar. Perfect. Deci steaua, adică cine? Cine? Dumnezeu. Dumnezeu în varianta Duhului Sfânt și îi călăuzește, pentru că ei chiar își doreau toată ființa ca să poată să ajungă la locul respectiv. Da? Și îi călăuzește. Când au văzut ei steaua, nu au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat lui. Aici este, aș vrea să trăiești, să-ți imaginezi, venind de la așa mare distanță, cu atâta bucurie în suflet, cu atâta interes nemaipomenit și totuși cu incertitudine și cu nesiguranță și să te întrebi, oare cum vom reuși? Steaua e dusă până acolo, steaua acum apare și preia și duce până acolo. Ei nu știau că chiar steaua asta îi va duce exact până la locul, dar steaua se oprește asupra locului respectiv. Și atunci, de aceea bucuria e mare, foarte mare. Ei, tu știi exact cum s-a întâmplat acolo? Când s-a născut Iisus, era organizat un recensământ și Iisus a trebuit să ajungă cu mama lui Iisus și cu domnul, cu Iosif, logodnicul, a trebuit să ajungă aici la acest moment de recensământ, să facă recensământ. Și când a ajuns acolo, fiind aglomerații mari, n-au găsit niciun adăpost. Și tocmai Maica Domnului trebuia să nască și n-au fost niciun loc, nicăieri, au bătut din poartă în poartă și pe lăurile s-au dus, au spus ocupat și doar într-un singur loc. Eu au spus, uite, suntem la, și noi foarte ocupați, dar știți ce vă propunem? Avem noi o peșteră și în peștera asta puteți intra, unde stau animalele noastre acolo. Sunt, da, erau și animale care au așa, prezente la naștere. Da. Și așa acolo se naște Domnul nostru Hristos. Eu am avut bucuria să ajung acolo la Ierusalim și am fost la mormânt și tot, pe tot drumul acesta. Știu exact locul acela unde s-a născut Domnul nostru Hristos. Și
cum acolo a fost încălzit de către animale, nu? Știi bine cum s-a povestit așa. Deci el, Dumnezeu fiind care ține în palmă tot universul, tot creatorul, el ajunge să nu găsească un loc unde se poată nu? Să vină pe pământ decât așa într-o la iesilea dobitoacelor acolo și încălzit. Este mai nu vine sub formă de slavă, ci într-o smerenie și o forma cea mai discretă și cea mai nebăgată în seamă. Adică tot ceilalți nu luau în seamă, nu l-a luat nimeni în seamă, înseamnă, nu? Și atunci vezi aici magii, probabil că au fost luat în casă după ce s-a născut, acolo la respectiva familie, a doua zi sau a treia zi, și atunci magii ajung și îl găsesc în casă, așa cum spune aici. Da, te rog? Da. Așa. Și i-au adus daruri. Aur, tămâie, smirnă. Așa. Deci, cele trei tipuri de daruri, aur, smirnă și tămâie, acum nu mai știu exact să interpretez, dar au niște sensuri, au un sens foarte important. Sfințenia și toate aceste daruri sunt dictate tot de Duhul Sfânt, încât cei trei magi, fiecare cu darul lui, unul cu aurul, altul cu tămâia și altul cu smirna, da. Apoi spune, în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod. Și s-au întors în țara lor prin alt drum. E foarte tare aici. Deci, zic că ei promiseseră că se vor întoarce la Irod, nu? Păi spune unde locația. Așa. Și știți în vis să nu se mai ducă la Irod. Asta e foarte important. Da. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif. Și îi zice, scoală-te! Ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Deci Irod, simțindu-se că a fost trădat, simțind că a fost păcălit, hotărăște să vei vedea mai departe, nu, să omoare toți copiii care sunt sub 2 ani, cu gândul că printre copiii aceia se va afla și Iisus. Deci el nu stă pe gânduri, atât de crud este și atât de dur ca să fii sigur că îl prinde și pe Iisus, atunci, făcând el calculul, zici toți copiii sub 2 ani de zile, gata, pe toți îi omor. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și au plecat în Egipt. Acolo au rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betlehem și toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase tocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice un țipăt s-a auzit în Rama. Da. Toate mamele care au trecut prin această mare suferință, plângeau și se tânguiau pentru că fiilor erau omorâți. Nu s-a pus problema să scape vreunul. Deci tot a fost curățat. De aceea Dumnezeu, pe care o are, știind asta dinainte, prin îngerul acela și a trimis veste, încât Iosif și cu Maria, mama lui Hristos, au plecat în Egipt. Dar în urmă s-a întâmplat toată tragedia. Se spune așa că atât de mulți au fost, în jur de 14.000. Nu știu dacă este chiar așa, dar important este că a fost totul curățat. Tot ce a însemnat toți copiii din Betlehem și din împrejurimi. Acolo unde nu s-a presupus că
Irod prespuse că s-a născut Domnul Hristos. Da. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi spune: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudea în locul tatălui său, Irod, s-a temut să se ducă acolo și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. Da, Galilei, da. Deci nu s-a mai întors în zona aceea, ci într-o altă zonă. Deci nu în Iudea, ci în Galileea, da? A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Așa. Deci a plecat din zona unde s-a născut, din Betleem, a fugit în Egipt la înștiințarea făcută de Îngerul Domnului. Știi cine este Îngerul care îi face toate lucrarea asta? Gavril. A fost acum recent Mihail Gavril, nu? Da. Așa. Ei bine, Mihail este cu o altă sarcină, dar Gavril este vestitorul și este cel care a avut ca sarcină toată această lucrare trimis de Dumnezeu ca să călăuzească toată lucrarea pe pământ a Domnului nostru Iisus Hristos. Este toată. El ajunge la Iosif, îți spune, fugi în Egipt, vin înapoi. Și acum ne-am întors, suntem în situația când ne-am întors, nu, din Egipt, suntem în Nazaret. Da. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și provăduia în pustia Iudeii. El zicea. Propovăduia, da? Propovăduia, adică mergea cu mesajul ăsta. Ce spunea? Pocăiți-vă? Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Așa este. Cumva începe capitolul 3 de aici încolo? Da. Da. Și capitolul 3 acum e numit propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Corect. Ioan Botezătorul și propovăduirea lui Ioan Botezătorul. De acord. Uite, eu zic să ne oprim până aici. Rămâne ca tu să citești mai departe și capitolul ăsta cu Ioan Botezătorul. Deci, da, deci capitolul 3 și al 4-lea este ispitirea lui Iisus Hristos. Nu, ne oprim până la 4. Până okay, la 4. Da? 3. Deci tot 3-ul să-l citești și să încerci să-l interpretezi așa cât poți și tu. Da? Deci, noi încercăm acum să înțelegem și partea care nu se vede din toată, din ce citim. Am să mărturisesc ceva. Eu când am citit prima dată Biblia, n-am înțeles nimic. Și am început cu Noul Testament, cum ți-am propus și ție. Și n-am înțeles nimic. Mi se părea așa foarte greu. Ei, a doua oară, a treia oară și de fiecare dată când citesc, tot mai multe lucruri mi se descoperă. Și de aceea o să vezi cât de frumos este. Dar dacă aici, mai ales aici, trebuie făcută rugăciune și să zici, Doamne, ajută-mă să înțeleg și eu câte ceva, Tu, Doamne, descoperă mie. Deci așa trebuie citită Biblia. Foarte bine că ai citit și urmărim, o să încercăm așa capitolul următor și când iarăși discutăm. Acum ne ducem la matematică, să vezi, eu am o stare de bine acum și simt așa că bateria mi s-a încărcat și să vedem cum reușim să facem o lecție. Ce noutăți mai ai tu de la școală? Am temă. Ia să văd. Și este chiar ce am făcut data trecută, compararea puterilor cu baze și exponenți diferiți. Și ce am mai făcut în clasă, că am avut azi e joi, am avut ieri. Așa. Deci am continuat cu compararea puterilor. Și apoi
Am făcut o oră puterile, le-am continuat și apoi am trecut la o chestie mai nouă și o să o vedeți. Deci... Se vede sau stați că bate lumina? Așa. Puteri, compararea puterilor, foarte frumos scris, așa, atenție, A la B, totul la C, este A la B orice. Asta am făcut-o noi, știm asta, nu? Știu, dar ce se face dacă el o scrie? Așa. Și A la B la C, scara aceea. Uau, dar ce e urâtă de tot. Care? A, A la B la C, așa o scară. A, scara asta, da. Așa, A la B la C, scărița aceea. Trebuie să înțeleg și eu. Eu înțeleg mai greu, o să mă gândesc la ea, o să ne gândim împreună. Eu foarte greu înțeleg. Ce drăguț ești. Dar da. Înțeleg. Da, da, dar trebuie să înțelegem și câte ceva. Observații pe urmă acolo. 50, 10 la 3, 10 la 4, 10 la 5, 10 la 3. Să vedeți lecția 2. Asta nu e lecția 2, dar e continuare. Da. Și am apucat, stați că mai observat aici. Da, uite, tu atât de frumos redactezi, atât de frumos scrii. Și dar, o lecție aici nouă. La lecția nouă ce spune acolo? Pătratele, numere naturale, da? Cuburi. Da. Așa, bun, bun. Da, am înțeles. Acum, să scriem asta, dar nu știu ce a scris el aici. Și exemplele cele acolo, nu? Da, și a scris un tabel. Și a un tabel. Da. Ei, perfect. Uite, uite, o să încercăm acum să înțelegem. Știi că totdeauna noi ne străduim să înțelegem chiar dacă acolo pare foarte abstract. Și tu ai acum o stare de suferință. Tu acum am propus să facem niște egeșiții, nu? Din tema, da. Tema. Și să vedem dacă o putem înțelege. Păi da, asta să mă uit pe tema. Imediat că se deschide. Deci a dat două exerciții. Nu, un exercițiu era cu compararea puterilor, doar că am putut să-l fac că... Avea unele aveau baze la fel, altele exponenți la fel. Și acolo te descurci, cum spuneam noi, nu? Mă descurc. Da, acolo mă descurc. Și apoi a venit alt exercițiu cu exponenți și baze diferite. Să mă aici. Așa, deci 2. Opa, stați că nu mai are baterie și iar o să se închide. Încearcă să intervii. Da, 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 până acum am încercat. Așa. Și firul lui. Opa. Ia să văd. Așa, da. Deci scriu pe tablă primul exercițiu? Da. Așa, deci avem A. 2 la 53-a. Da. Față de 4 la 29. Da. Aici este un pic, ești tu deranjată de faptul că bazele sunt diferite și exponenții sunt diferiți, da? Foarte deranjată. Foarte deranjată. Dar eu spun că nu merită să fie atât de deranjată, pentru că între 4 și 2 există o legătură. În loc de 4, cât ai putea să zici? 2 plus 2.
2 plus 2. Sau, altfel, 2 ori 2. Sau, da, sau 2 ori 2. 2 ori 2, care înseamnă 2 la a doua. Nu poți să scrii așa. Ia, ia-te deoparte. El deoparte, pe 4 la 29, scrie așa. 4 la 29 egal. Scriu 2 la 2 la a doua, totul... Așa, așa, că pe 4 îl scrii 2 la a doua, totul la... 29. Așa, și egal mai departe, cum se ridică o putere la o altă putere? A, și acum ar trebui să am 2 la 2 ori 29. Corect, foarte bine, bravo. Și... deci egal cu 2, ori, 2 la 2 ori... 2 ori 29. Și care este egal mai departe cu? Așa. Am de 19, 8. 8, 1, 2, 2. 58. Exact. 2 la 58. Și acum, care sunt cele două puteri? Scrii din nou. E 2 la 53. 3 față de 2 la 58. Avem aceeași bază, atunci uităm la experiență, este mai mare. Păi vezi? Ai avut mare baftă. Baftă mare, 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 pentru că 4 s-a putut scrie ca 2 la. Deci s-a putut 4 ca 2 la. Da, dar dacă ar fi fost... Ia scrie așa. Asta vreau să zic, că dacă ar fi fost 3 sau 5. Aaa, e mult mai greu. Dar aici ai fost norocoasă. Ia scrie tu așa. 4 la 53. Îți dau eu un exemplu acum. 4 la 53 cu vecinul 8 la 8 la puterea 8 la puterea 27. Păi iau pe iau pe 4 la 53. Da. Și îl scriu ca 2 la a doua. Perfect. 2 la a doua. Totul la? La 53. Da. Și atunci o să am 2 la 2 ori 53. Și atunci, da. Mai departe, dar că o să... A, ba nu. Așa. 2, 3, 6, 5, 6, 0, 1, 206. Și atunci o să am 2 la 107. 4, da, el se prelucrează și pe 8 la 27. Ok, ok, ok. Deci, 8 la 27. 8 la 27 o să-l scriu ca 2. 2 ori 4 și atunci am să scriu... Ai, nu. Hai să vedem deodată cu 2. O, ca puterea lui 2. A, 2 la 3. Exact. Deci vine 2 la 3, totul la... 2 la 3, totul la 27. Corect. Atunci am 2 la 3, deci 2 la 3 ori 27, 1 și atunci o să am 2 plus 1 și cu 8. 81. Corect. Și atunci, acum... Ești fericită. Am 2 la 106 față de 2 la 81. Aceeași bază și corect. Deci vezi, Alesia, deși ele păreau că nu se leagă, totuși, atât 4 cât și 8 s-au scris ca puterea lui 2. Da. Asta a fost șmecheria. Ia să-ți mai dau eu încă unul să văd dacă te prinzi. Ia zi așa. Dar dacă n-aș putea să fac, adică dacă... Dacă n-ar avea aceeași bază, atunci e altă poveste. O să discutăm. Okay. Dar acum insist eu pe chestia asta. Când cele două baze au pe cineva comun, cum a fost 4 și 8. Ia scrie tu așa. Scrie 32 la 17. Da,
32 la 17, față de vecinul, să zicem, 128 la puterea, 128 la puterea a treia. Asta n-ar însemna 128 ori 128 ori 128. Da, da, de trei ori mulțește acolo să vezi ce număr îți dă. E drept. Dacă eu spuneam un pic mai mare, nu îți mai convenea tu să te apuci. Trebuie să te gândești dacă nu cumva 128 să-l descompui, să vezi cum se descompune. Okay, poate okay. Ai baftă să fie... Ați amintești cum am zis că îl descompune? Să-l merge prin 2 și tot să facem așa, nu? Ia să punem 128 bară pe lângă el. Să amintești că așa am făcut în până din lecții. 128 bară pe lângă el și să luăm prima dată la 5 nu se poate, fiindcă nu are la sfârșit 0 sau 5. La 3, ca, nu știu dacă se poate, dar asta e 1 plus 2 plus 8, 11, nu se poate. Și atunci la 2, fiindcă are... Chiar, de, chiar cu doi trebuia să începi. Chiar cu doi. Dar vreau să iau exemplele care nu se pot. Așa, bine. Dar acum șterge orizontala aceea. Numai verticala trebuie să o lași. Atât. Așa. Doi. Și acum pui rezultatul împărțirii de desubt. Da. Deci 128 împărțit la 2. 6. Că 12. Nu, dar nu-l pui acolo. Nu. Sub 12 pui 6. Deci 6, așa, și pe urmă 8-ul, care se parte iar la 2. Deci ca și cum ai face împărțirea la 2, ții minte, și tu pui câtul împărțirii. Așa, 64. Fac 12 de aici împărțit la 2 și apoi 8 împărțit la 2. Corect. Și acum 64. Acum 64 merge direct la 2. Corect, merge direct de noi pe 2. Și am prima dată 6 împărțit la 2, 3. Da. 4 împărțit la 2, 2. Și am 32. Și ăsta tot de 2. Corect. Așa. Și atunci am o dată și 6. Corect. Și ăsta merge la 2. Din nou prin 2. 8 ăsta merge. Și 8 merge tot la 2 și dă 4 și 4 merge la 2, se mai vede? Da, așa. Așa și mai merge și am 2 și acum îl mai pun în... Da, iar 2. Iar 2. Și pe 2 îl duci așa, 2 acolo merge prin 2 și 1 de desubt. 2 în 2, 1. Acolo și gata. Și s-a terminat împărțirea. Câți de al de doi ai? Cei de aici. Da. 7. Deci 128 egal cu 2 la puterea a? 7. Așa, a 7, da? Da. Dar de puterea asta? Deci avem clar că asta este. Dar uite și la 32, că poate găsești și la 32, că l-ai undeva în lucru și apare și 32 la un moment dat. Câți de la 32 în jos, câți sunt? Sunt 1, 2, 3, 4, 5. Păi da. Vezi că ai și pe 32 și pe 128. Și acum ați rezolvat treaba. Și în loc de 128 scrie cât? 128 egal cu... Nu acolo. Nu, dacă vrei scrii din nou cele două numere. În loc de 32 pui 2 la 5. Și atunci poți să șterg asta? Da, șterge. Că am ținut, ține minte, da? Da, șterge. Așa. Atunci îl scriu pe... Așa, mai te-l scriu pe 32. Ca fiind 2 la 5, 32, nu? 2 la 5. Hai, lasă, scrie așa.
Scrie cum ai vrut. Deci 2 la 5. Dar de fapt știam 2 la 5 și fără să facem. Fără să faci. Mă bucur că știai. Așa. A totul la 7. Așa. 15. Față de? Față de, am zis, 2 la 7. Da. Totul la 3. Totul la 3. Și atunci, acum? Echivalent. Știi cum așa spunem noi, echivalent. Echivalent, asta înseamnă dublă săgeată, da. Atunci doar cu una înseamnă rezultă? Rezultă, da. Adică, într-un singur echivalent înseamnă și înainte și înapoi. Ori relația dinainte, ori relația care scrie acum. 2 la 7 ori 3 și acum? Echivalent. Rezultă să... Adică acum rămâneți toți. Da, okay. 2 la... Acum rezultă să... Nu rezultă. Acum avem de făcut înmulțirea. Și cred că am 5 cu... 85. Da. Față de 2 la a 21. Și atunci avem aceeași bază și atunci așa cum fiind de echivalent, toate căsuțele se compară, se duc până sus cu mai mare. Adică toate sunt de aia echivalent. Adică ori aceea, ori cealaltă de la început. Iată cum am făcut exercițiul. Din nou am avut baftă că 32 și 128 au fost puterea lui 2. Deci, ambele baze, 32 și 128, sunt puterea lui 2. 32 e 2 la 5 și 128 e 2 la 7. Și tu te-ai dus într-un model de egeșițiu în care ai avut aceeași bază și exponenți diferiți și te-ai pronunțat foarte repede. Uitați, am aici alte exemple. Tot cu baze și exponenți diferiți. Ne ducem mai departe la temă. Deocamdată, noi am făcut niște exerciții ca să ne convingem că tu ai ridicat o problemă. Ce mă fac dacă e 2 și 3, unde sunt numere prime, bazele de la început numere prime, atunci e o problemă dificilă. Și hai să vedem exerciții și de acestea. Ce am în continuare? Nu mai știu unde am pus căriuca. Aici. Deci am făcut A, atunci B. B-ul. Deci A e acolo, B e aici. B îmi spune că 9 la 51 față de vecinul său, 3 la 103. Bun. Păi, în primul rând, să-ți vedem ce-o. Dacă mă uit, nu știu dacă aș putea să fac, de fapt, 9 nu este număr prim. Nu? Cum poate fi scris 9? Deci 9 poate fi scris ca 3 la 3 la 3-a. Nu, 3 la 3 înseamnă 3 ori 3 ori 3 de 3 ori cât face? Face 27. 27. A, 3 la 2. 3 la 2? 3 ori 3? 3 ori 3 de 2 ori. Da, sigur că da. Că 3 ori 3 e că... 3 la 2 face totul la 51. Corect. Că celălalt lași așa, că 3 e număr prim, nu mai poți să faci nimic. Și echivalent. Mergi mai departe, echivalent. Învățăm să scriem așa. 3 la 2 ori 51 față de 3 la 103, lasă așa. 3 la 201 față de 3 la 103 cu 1 mai puțin. Da. Asta și gata, fiind echivalent, ai completat până sus, gata, ghești. Deci a fost toată poanta să vezi că 9 poate fi scris la 3 la 2. Da. Și șterge, știi, șterge.
punctul B, C-ul, să vedem C-ul. Da. Am până la F. Ce a zis B, C. 4 la 46. De cine ai scris chiar de sus? A, da, mai jos și trebuie să mă țin puțin. Ce? 4 la 47 față de vecinul său. 8 la 31. Așa. Și atunci îl scriu pe 8 altfel. Și dar și pe 4, și pe 4, așa. Nu, pe 4, am vrut să zic, da. Bun. Pe 2 la, îl scriu ca 2 la 2 la 47, față de 4 la, nu, 2 la, nu, scutați că nu de-aș. Față de 2 la 3. 2 la 3, că e 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Echivalent. Hai ca să ne ducem echivalent. Echivalent cu 2 la 4 așa, față de 2 la 93. Gata. Mai mare, mai mare și până la capăt mai mare. Și terminat exercițiul. Dacă am făcut exercițiul mai înainte, l-am anticipat cu 4 și 8. Te-ai descurcat, ții minte că îl găsești în filmuleț, da, în discuția noastră. ABCD-ul. 5 la 23 față de 7 la 23. Aici se schimbă treaba. Se schimbă treaba. Că 5 și 7 sunt numere prime. Corect, corect, gata, nu mai am aer. Nu mai am aer. Dar totuși mă descurc, am exponenții egale. N-am văzut, aveam aceeași. Da. Gata, te descurci foarte ușor. Terminat. E. Așa, deci 11, testați-mă dacă... Față de 5 la... 47. Ai baftă, gata. Următorul e... F și am 2 la 38 față de 3 la 38. Am aceeași bază. Așa, nu-l mai scriu și mai am G care nu are. Ce aș scrie? Deci stați în G. G, 7 la 21 față de 5 la 17. Aici. Aici chiar nu mai am aceleași exponenți, deci... Avem o problemă grea. Mai n-ai putut să găsești tu altceva de făcut, decât să mă întrebi tu ieșițul ăsta. Ia să vezi tu acum, nici vorbă, nu putem calcula 5 la 17, nu? Avem 5... Avem 5 ori 5 ori... Nu! No. Și aici am 7 de 21 no, de ori. Nu, nici acolo. Măcar de puteam să calculăm ceva, dar nu putem. Asta e problema. Deci suntem într-un moment foarte, foarte dificil. Dar crede-mă că chiar dificil este. Fără bine.
Ce să facem? Ceva trebuie să facem, nu? Să-l descompunem? Da, nu. Pe cine să-l descompunem? Pe 21. 21 ar fi 3 ori 7. 7 ori 3, da. 3 7 ori 3. Adică să luăm pe ăsta deoparte. 7 la puterea 21. Ia să dăm. Dar ar fi mai bine să scriu de sus ca să putem să rezolvăm toată tabla. Oare să fie așa de mult? Da. Nu știu. Dar vrei să fiu foarte sincer, în clipa asta nu știu să-l fac. Dar am nădejde. Ai zis tot secretul. În momentul de față, mă aflu în fața unei găsiți pe care nu știu să-l fac. Dar am încredere, am nădejde că Dumnezeu mă va ajuta. Eu știu sigur că voi avea șansa asta. Și cum să fac? Cum să fac? Dar lecția trecută n-am făcut așa ceva? Avem ghinionul că e 17 acolo. Și număr prim 17. Deci nici nu mai poate fi descompus 17. De aceea spun că exercițiul este cu adevărat dificil. Cu adevărat dificil. Hai să luăm un pic, nu știu ce voi putea face, dar încerc. 7 la puterea 21. Ia să scriem, 7 la 21 egal cu. Sigur nu vrei să scriu de sus? Acolo, de sub. Să încercăm, dacă nu rămâne ceva, să zicem, eu cam mai departe, cu ai spus tu când de 21, să zici cât? La 3 ori 21. Ori? 7. Așa, 3 ori 7. Care ar însemna scris altfel, 7 la 3, totul la 7, nu? 7 la 3, totul la 7. Sau ar fi altfel scris, egal mai departe, cu 7 la 7, la 7. 7-a totul la a 3-a. Adică pot fi acolo 3 ori 7 tot 21. Da? Totul la a 3-a. Dar nu e nicio afacere până acum. N-am făcut nicio afacere ca să ne convin. Și 7 la a 3-a dă un număr destul de mare. Rămâne să ne uităm la el. Dar cred că totuși îl putem face. Cum anume îl putem face, nu știu. Nu știu. Dar am mai făcut o Alesia, dar nu era atât de urât. Sigur așa este, găsiți-o, mai uite-te odată, te rog. Okay. La G. Dar eu m-am uitat la exercițiul 1. Bun. Hai să mai insistăm, Alesia. Corect. 7 la 21 și 5 la 7. Da, e corect. E corect. Din păcate, e corect. Așa, Alesia, dar bunul simț matematic al tău, care crezi, ce spune ție bunul simț? Care crezi tu că va fi mai mare dintre cele două numere? 7 la 21. Ce face să spui asta? Fiindcă, în primul rând, dacă o iau să... Dacă gândesc un pic ce ar însemna 7 de 21 de ori. Și dacă mă 5, ar însemna 5 ori 5 ori 5 de 17 ori. Dar având în vedere că 7 e mai mare... Da. Și în primul rând îl mulțesc și de mai multe ori. Mulțesc de 21 de ori aici, mulțesc de 17 ori și 5 e mai mic. Deci bunul simț spune că așa este, da? Ai foarte te poți certa cu mine în seara asta? Nu sunt sigură dacă e așa. Nu, trebuie să fii foarte hotărâtă, trebuie să te cerți cu mine și spui: "Ba da, că uite am argumente." Dacă scriu 7 ori 7 ori 7 ori 7 21 de ori, de acolo 5 ori 5 ori, care e mai mic, de 17 ori, de un număr mai mic de ori, cum să nu fie atât?
Păi așa, așa te vreau. Și uite, argumentele sunt perfecte. Spune așa de desubt. 7 e mai mare decât 5. Scrie așa de desubt, da? Șterge ce am zis noi 7 la 21, că acolo a fost așa o tatonare și ne-am dat seama că nu ne putem lipi de greșițiu. Așa că nu e greșit ce am scris, dar nu ne ajută. Abia observația ta acum a fost cea care mi-a oferit o șansă. 7 e mai mare decât 5. Nu. Atâta tot. 7 e mai mare decât 5. Mare decât 5. Dedesubt. 21 e mai mare decât 17. Dar 7 e mai mare decât 5, te rog. Nu pe decât 7. A. 7 e mai mare decât 5. 21 e mai mare decât 17. Fiindcă au amândouă același sens, adică și 7 și 21 e mai mare, și baza și exponentul mai mare, acolate din cele două. Deci din cele două acolade, rezultă că 7 la 21 e mai mare așa decât 5 la 7. Gata, așa trebuie redactat. Terminat. Atât. Da? Pentru că bazele... Tate, că când a spus că nu o să scrie mult și că nu... Nu, n-am știut, dar observația ta a fost foarte importantă. Deci tu ai observat că 7 bazele, baza la primul e mai mare decât al doua, nu? 7 e mai mare decât și exponenții la fel. Și tu ai spus, dacă ai scris 7 ori 7 ori 7 ori 7 ori 7, îți dau un rezultat. Și dincolo, din 21 de ori, dincolo zic 5 care e mai mic și de un număr mai puțin de ori, clar că așa este. Adică în clipa în care între baze și exponenți este același sens, am zis noi în cuvinte, că dacă ții minte data trecută, am zis așa, când ambele bazele și exponenții au același sens, ne descurcăm. Da. Când au sensuri inverse, adică 7 mai mare ca 5 și ar fi fost 17 și 21, atunci ar fi fost... Deci dacă ai fi avut, așa scrie, dacă am fi avut de comparat 7 la puterea 17, deci dacă... Da? Dacă ar fi fost egeșitul 7 la 7, ar fi fost exercițiu, da? Ar fi fost 7 la 17. 7 la 17, adică tocmai invers. Față de vecinul 5 la 21, atunci s-ar fi întâmplat ce? Ai fi spus. 7 e mai mare decât 5. 5 la 17 nu e mai mare decât 2. Asta e invers. 17 e mai mic decât 21. Adică la acesta chiar că e dificil. Dacă ar fi fost o trăsnaie de asta... E dificil, dar se poate face. Dar nu mă pot descurca eu acum să mă, dacă mă crezi tu, nu mă pot descurca. Uf, ce m-a pus să viu cu ieșițiul ăsta. Deci el este într-adevăr foarte... N-a spus nimeni să rezolvăm. N-a spus nimeni, dar dacă noi ne-am pune problema, dacă noi am fi așa încăpățânați și am încercat să-l rezolvăm, să știți că n-aș reuși. Dacă ne-aș cere ceva să-l rezolvăm, n-aș reuși. Știi de ce? Știi de ce? Că sunt câți de al de 7? Sunt doar 17. De al de 5 dincolo câți sunt? 21. Deci, nu reușesc alesia. Okay. Nu văd nicio legătură în seara asta, dar dacă am să mă gândesc mult, poate mâine, poimâine, din clipa asta, exercițiul ăsta rămâne pentru mine un exercițiu care îmi va produce insomnii. Adică, la el trebuie să mă gândesc până când voi găsi vreo idee. Ce mi-a venit să le compar? Ele sunt, într-adevăr, tocmai invers. N-am cum să merg pe vreo strategie de până acum. Nimic nu se leagă. Ce rău îmi pare. Că 21 și cu 17 și nici între exponenți și nici între baze nu există o legătură. Da, asta da. E drama mare. Noi, ei, trecută, am făcut un exercițiu tot așa ca ăsta. Aveam 7 mai mare
dau un exemplu, aveam ăsta de aici mai mare de ăsta. Așa, am făcut noi în Egipțiu, așa este, așa este. Și n-am dar am avut, am avut și o inspirație acolo, nu știu cum am făcut, nu mai țin minte, oricum, dacă aș avea filmul acela... Poftim? Dacă am avea filmul acela, poate ne-am lega, dar acum nu, nu vine nimic. Parcă era acolo 25 cu 27, ții minte? Nu, nu, era 11 la 50 față de 13 la 25. Ia pune-l pe ăsta să vedem dacă ne vine în minte. 11 la? Uitați tabla aici în, în stânga. 11 la 50 față de? Așa față de 13 la 25. 13 la 25, da? Da, așa am făcut. A, dar am avut o, o legătură pe acolo, că 50 au fost de două ori câte 25. Da, am, am avut legătură, aici nu avem. Aici nu avem nicio legătură, de aia spun. Nici nu se leagă deloc, 17 cu 21 nu se leagă. Atunci, mai departe, la H. Îl lăsăm, îl lăsăm că asta a fost gândit de noi, nu? Ca să fie situație dificilă și dificil, așa de dificil încât nu putem rezolva. Pe moment, poate ne vine vreo idee, că nu se leagă deloc numerele astea. Am spus eu data trecută că nu toate numerele acestea puterile se dau la întâmplare, ci ele sunt coșmecherii în culise. Ții minte, nu? Da. Poate aici, poate aici să, să fie chiar greu, foarte greu de rezolvat, dar vom vedea. Îl lăsăm pentru data viitoare, poate prietenii noștri găsesc vreo idee. Nu se știe. Uite, ieșițul ăsta poate să fie pentru, ca un comentariu. Pentru mulți, pentru prietenii noștri care vor vedea ieșițul, când va fi pus pe internet, poate au ei vreo idee. Noi ne, de, noi ne declarăm bătuți aici. Față de vecinul, 5 la 21. Dacă vrea cineva să ne rezolve cu tolerant. Da, pune semn de întrebare că în clipa asta noi nu avem o idee. Da, nu avem nicio idee, ne pare rău. Cine rezolvă să comenteze, ne, ne vom bucura rezolvă... foarte. Cine rezolvă merită mult. H, îmi spune 3 la 19 a față de vecinul său. 2 la 13. 3 e mai mare decât 2, 19 e mai mare decât 13. Pam. Gata, aici gata, e, ești profesionistă, nu? Ai înțeles bine când au același sens. I. Oși la input. 23 la 41. Față de vecinul sau 41. La... 59. Acum am 41 mai mare decât 23 și 59 mai mare decât 41. Corect. Ai același sens. Te bucuri foarte tare. Chiar când ai același sens, întrebați și expuneți. J. Aici am 1 la 107. Da. De 1, aici am acel band, la 203. Da, 1 la orice putere cât este? Același, adică numărul de sus, adică e 107. Ia, cât ar însemna 1 la 107? 1 ori 107. Nu. 1 de 107 ori, adică 1. 1 ori, cât faci? De 107 ori? Aaaa! Da. E și nu de 107. Nu! Cât faci? Păi de unde să știu dacă e 107 ori? Cât e... faci? Păi 107! Da. Nu e adevărat. Doar nu e adunat. Păi ori. Păi cât faci 1 ori 1? Iar dacă ar fi de mai de 2 ori, cât faci 1 ori 1? 1. Dar dacă ar fi de 3 ori? 1 ori 1. De 1. Și dacă ar fi de 1000 de ori? Înmulțit. Tot 1.
Atunci e egal. A, egal este. Egal este. Ah. Ai văzut pe Căleala? Da. Foarte. Să vedem. Place următorul exercițiu. 0 la 43 față de 0 la 83. Păi înseamnă 0, 0, 0, adică de 0. 0? N-am două cazuri și egal. Sigur că da, sigur că da. Întrebat exercițiul 2. Corect. La 2. Să văd dacă am, da, am bază și exponent diferiți. Ce exercițiu sunt. Continuăm jos. Sau nu știu, nu știu. Doi la 53 față de 4 la 2, dar nu l-am mai spus pe asta. Nu l-am mai spus, l-am mai spus pe asta? Nu știu. Nu, cred nu. Față de, nu-mi pare cunoscut. Pare, așa este. L-am mai făcut. 100, no, 42 la 2, știi bine. A scris 2 la 2, totul la 53, față de 4 la 3. Nu, 2 la 53, că rămâne așa. 2 la 3, 53, n-ai ce-i faci. A, ok. A, da, da, n-ai ce-i faci. Deci echivalent, hai du-te mai departe. De acum tot le scris, du-te mai departe. Echivalent. Pu. 2 la 53 rămâne așa, așa în gheață. Față de 2... 2 la 2. Așa. 2 la 2, totul la 29. 2 la 2, totul la 29. Echivalent. Cu 2 la 53 față de 2 ori 2, 2 la 2 ori 2, 29, echivalent. 2 la 53 față de 2 la 2, 1058. Așa. Terminat exercițiu. Ok, atunci. La B. Dacă la B am 9 la 51 și 3 la 103. Pare că l-am făcut. Parcă. Scrie-l să vedem. Ok, dar șterg și las numai semnul. Șterge, șterge, da, și lasă numai acela cu rezultatul. Învață-te să scrii pe linii, că consumi multă tablă, știi, că tot zici una sub alta acolo și pierzi corzi din tablă. Așa acolo, bun, B. 9 la 51 față de... 3 la 103. Echivalent. Mergem. Ce avem de gând să facem? Am de gând să scriu pe 9. Așa. Să scriu ca... Să scriu altfel. Pe 3 să-l las, la... pe 3 să-l las așa. Sigur, 3 îl lăsăm așa. 9 să scrii ca... Ca fiind 3 la 2. Corect. 3 la 2. Totul la 51. Față de 3 la 103. Echivalent. Echivalent. 3 la 2 ori 51. Față de 3 la 103. Egal cu 3,
Echivalent, echivalent, echivalent. Egalii cu 20, deci. De fapt, nu. Ba da. Deci 120? Aaa, stai că eu am calculat greșit, am făcut, fiindcă nu e una sub alta, e 102. 102. Am făcut 2 ori și l-am scris acolo. Ori 3 la 103. Și te duci până la capăt, da? Așa. Și ai răspuns la punctul ăsta, mai departe. Bine, știam și fără să calculez. Care e mai mare? Deoarece 9 l-aveam ca 9, deci 51 de ori, dar că 3 l-aveam ca 3 ori 3, 203 ori și era mai mare. Da, dar nu, n-am calculat în sine să ne ducem la calcul, ci pur și simplu am avut baftă că ne-am dus la aceeași bază. Baza 3. Și la un moment dat am comparat pe 3 la 102 cu 3 la 103. Ce? 4 la 47 față de 3 față de 8 la 31. Oi, am 4. Echivalent, echivalent. Echivalent cu 8 mai mare. Oh. 8 mai mare ca 4. Nu, nu, 8 mai mare decât 4, la 31 mai mare decât 4. Deci, nu. Nu. Dar ai însă o șansă. Da. Și îl scriu pe 4 ca 2 la a doua, totul la 47. Da. La a doua, totul la 47. Față de vecinul său, 4 la a doua. Atenție! Nu? 4 la a doua face mult. Cât face 4 la a doua? Da, că... E 4 ori 4, 16. Da, e 16. E 2 la 4. Nu, 2 la 4 face tot 16. 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 4 ori 16. Asta, 2 la 3. Atenție, multe, 2 la 3. Echivalent. 2 la 2 ori 47 față de 2 la 3 ori 31 este egal cu 2. Echivalent, echivalent. Dar cu 2 la 4, 1 minute, 84. Nu, 94. 94 față de 2 la 93. Și acum fac așa. Da? Pentru că motivul culisii 94 e mai mare decât 93, da? Da. Da. La 94 față de 27 la 16. Echivalent. Păi 9 nu e prim, 27 nu e prim. Atunci pot să fac și atunci îl scriu pe 9 ca 3 la 3. Nu-i 3 la 3. Ce înseamnă 3 la 3? 3 ori 3 ori 3 de 3 ori. Și de 27. 3 la 2. Așa? 3 la 2, totul la... 3 la 2, totul la 24 față de... Îl las pe 27. Dar, de fapt, nu. Scriu și pe el. Ai vorbit mai devreme. 3 la 3? 27 e 3 la 3, da? 3 la 3, ce am zis? 3 la 3, totul la 16. Da.
Vale cu 3 la a doua ori 14, față de 3 la a treia ori 16, echivalent, cu 3, 3 la 28, față de 3 ori 4, 48. La puterea 43, 25 față de 25 sau 25 la 61 echivalent. Dar costă 25, mai mare decât 25, dar că 43 nu e mai mare decât 61. Bun, clar. Dar totuși ai șanse. Cu 125, cum îl poți? Să-l descompui. Cine ar fi? Ia descompune pe 125. Ar fi 25 ori 5. Ori 5. Iar 25-ul? 25-ul ar fi 5 ori 5. Așa. Deci 125 câți de al de 5 sunt? Deci 125 ori 5. Ia scrie 125. Ia scrie. Scrie chiar așa. 125 egal cu... Nu. Deoparte trebuie lucrat aici. Deci deoparte pe 100. Egal cu 25 ori 5. Da. Egal mai departe. Care înseamnă 25 ori 2. Nu, da. În loc de 25 ai zis tu mai devreme că este cât? 5 ori 5. Bine, 5 ori 5. Ori încă o dată un 5-ul acela. Deci cât? Câți de al de 5? 3. Adică 5 la 3. Da. 5 la 3. Foarte bine. Totul la 43. Da. Nu, da, acolo sus, acolo te duce. Deci vine 5 la 3 totul la... 5 la 3 totul la 43. Față de 5, nu? Față de 25, 5 ori 5. Deci... 2. Hai, 5 ori 5 cât înseamnă? 5 la 2. 5 la 2. Totul la... La 61. Echivalent, ștergem. Echivalent 5 la 3 ori 43 față de 5 la 2 ori 61 este egal cu 5. 5 la 3 ori 43 129 față de 5 la 2. Ba da, e cu 22 și mai mare așa. Și ultimul F, se mai vede? Da. Da, văd. Un pic mai, ridică-te un pic mai sus. Așa. Așa. Și F este 10 la 43 față de 100 la 19. Echivalent. Da, echivalent. Îl scriu pe 10 ca. Deci îl scriu pe 10 altfel. Și scriu ca. 10 ca o putere a lui cuiva? Da, deci este 10 2 ori 5 am să scriu. Păi 2 ori 5. Nu e o putere. Știu
spuneam doar 2 ori 5, acum să scriu ca puterea 2 la 5. O, 2 la 5 face mult, 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 5 ori face 32. Am făcut-o. Nu, nu se poate scrie. Îl lăsăm așa, ne ducem la 100. Oare 100 s-ar putea scrie ca o putere a lui 10? Ca puterea lui 10? Ca să avem aceeași bază. Când noi visăm, să avem aceeași bază. Deci la 10 nu mai poți umbla, dar la 100 exprimat cu 10. 100 la? În loc de 100. A, 10 la? Că ați spus cum? 10 la 10? Păi 10 la 10 înseamnă 10 ori 10 ori 10 ori 10 ori, 10 ori face imens. 10 la câta ca să dea 100? 10 la 2. 10 la 2, asta-i. Că dă, da. 10 la 43 față de 10 la 2, totul la 19. Echivalent. 10 la 43 lasă așa, față de 10 la 2 ori 19, egal cu 10 la 4. Echivalent, echivalent. Așa, față de 2 ori 19, 8, 38, să mergem așa, 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 așa. Și am terminat cu următorul exercițiu. Da. Tabla, da, și următor, să vezi ce mai. Așa, 3. Mă aștept să intri în baze și exponezi diferiți. Ca și sensul inverse. Acolo, m-am propus noi exercițiul acela din întâmplare pe care l-am lăsat nerezolvat. Așa aștept să mă apară și niște exerciții de acestea. Păi la 3, ia să mă uit, să văd așa, deci 3, mai am tot așa niște puteri și apoi trec la exerciții diferite. Deci 3, ia să vedem. Hai să-l facem, să-l facem și pe 3 repede dacă ne descurcăm și pe urmă. După aia, stați că n-am în continuare 4, am 7, stați să văd ce ceri 7. Aoleu. Aoleu, fiule. Ia să vedem. Tabla, da? Și continuăm. Așa, să da. 2 la 30 față de 3 la 30. Vedem că 3 e mai mare decât 2, dar 2 deci nu mai e mai mare ca 3.
30 și nu știu, ar trebui să scriu pe 3 ani. Dar că nu pot. Ne trebuie idei, nu? Neapărat. 20 ăla din cine a provenit? Cel de aici? Da. Poate să fie și 2 ori 10 și 30 plus 10 și... Stop, 2 ori 10. Chiar îmi place. 2 ori 10. 2 ori 10. 2 ori 10. Dar când gândești 2 ori 10, 2 ori 10 ăsta ce înseamnă? De unde a provenit? De unde provine înmulțirea exponenților? De la o putere la altă putere. Nu? Hai să-l luăm deoparte. Ia scrie-l. Să-l prelucrăm pe 3 la 20. Scrie așa deoparte. 3 la 20 egal cu 3 la puterea, ai spus tu, 2 ori 10. 2 ori 10. Care înseamnă egal mai departe? Care înseamnă 3 la... Poți să scrii 3 la a doua totul la... Așa, 3 la a doua totul la 10. Sau tot atât de bine, egal mai departe? 3 la 10 totul la 2. Aceeași chestie, dar nu mai știu cum. Da. Dar nu cred că... Care te-ar ajuta după părerea ta? Care variantă? Deocamdată nu-ți dai seama, nu? Nu-ți dai seama care ar fi convenabil. Hai să luăm și pe 2 la 30. Luăm deoparte și pe 2 la 30. Ai pus acolo. O să vezi că ai dreptate. Deci 2 la 30 egal cu... Cred că ai dreptate. O să vedem dacă așa este. 2 la 30 este 2 la 3 ori 10. Așa. Care înseamnă egal cu... Sau 2 ori 15. Poate să fie așa, dar cu 10 îți convine mai mult. Egal mai departe. O să vezi de ce. 2 la 3. Totul la 10. Stop. Da, și egal mai departe, da. Ei, tot aceea îți convine, că amândouă au exponentul 10, da? Exact. Încadrează pe fiecare din exprimare și de sus și de jos. Adică 3 la 2 totul la 10, subliniază-l, îți place foarte tare. Așa și același cea de deasupra, da? Așa. De ce? Pentru că au amândouă exponentul 10. Și atunci... Ce ar fi să le scrie de la capăt? Așa, să iei pe aceea de la început. Fiu așa. Ar fi excelent așa. Adică echivalent, mai departe. Echivalent, aceeași chestie. Echivalent? Nu, este aceeași de sus. Dar acum ar fi echivalent cu... 3 la 2 știi cât face. Dar de ce 3 la 2? Păi acolo, 3 la 2. Tu ai scris 3 la 2 totul la 10, nu? Păi se face 2 ori 10 și apoi... Da, nu. Dar 3 la 2 știi cât face ca valoare. Da. Cât vine? 9? Vine 9 la 10. 10. 9 la 10 față de 9... Nu. Față de 8 la 10. Excelent. Deci 9 la 10 față de 8 la 10. Ia scrie. 9 la 10 față de 8 la 10. Și acum te duci. Și care este? Până sus, unde te duci? În sensul acela? Așa. Exact. Nu, invers. Că ai avut, tu le-ai pus pe 3 pe prima poziție. N-ai mai respectat 2 la 30. Ai pus 3 la 2 la 10. Deci acolo sus, tocmai sus, sensul este invers. Așa, asta vreau să spun. Deci, iată ce poantă a ascuns autorul în culise.
că ambele exponenții au avut pe 10 ca un divizor comun. E 2 ori 10 și 3 ori 10. Da? 3 ori 10 și 2 ori 10. Și atunci s-a umblat acolo, la 2 la a 3-a totul la 10 și 3 la a 2-a totul la 10. Adică parcă 8 față din 9 a fost comparat. 8 este mai mic decât 9. Și având 10-le același exponent, deci am prelucrat ambele puteri, șanse, deși bazele 2 și 3 erau diferite, numere prime, totuși exponenții ne-au oferit o șansă, pentru că 30 îl scrim ca 3 ori 10 și 20 ca 2 ori 10 și 10, iată, este cel mai mare divizor, cel mai mare număr la care se împartă amândouă, și 30 și 20. Și atunci am avut șansa de a-l scrie în loc de 2 la 30, uite-te cât este, e 2 la 3 totul la 10, adică 8 la 10. Și în loc de 3 la 20, egal cu 3 la 2 ori 10, și ai subliniat cu verde, 3 la 2 totul la 10, adică 3 la 2 totul la 10, 9 la 10. Și de aici te-ai descurcat foarte bine. Cum s-ar fi redactat ghișițul ăsta corect, clar, așa, fără să stai să bâlbâi? Scrii de dedesubt și zi așa, 2 la puterea 30, copiem din nou cele două numere. 2 la 30 față de vecinul său, 3 la 20, echivalent cu 2 la puterea, în loc de 30, și 3 ori 10. 2 la puterea, 2 la puterea, 3 ori 10 față de vecinul, 3 la 2 ori 10. Echivalent chiar la capăt acolo. Nu, așa, echivalent cu 2 la a 3-a totul la a 10-a față de vecinul. Vorbește, te rog. Echivalent, adică de nou, nu egal, ci echivalent 9 la 10 fi egal cu 2. Nu. 8 la 10. 8. Față de 9 la 10. Și sensul așa, care se duce până la capăt, că echivalent, până la egheșițiu. Deci du-te înapoi și completează căsuțile. Așa. Și gata, egheșițiu. Da? Deci am găsit că 10 este la exponent divizorul, adică 30 și 20 sunt parte la cel mai mare număr cu putință, 10. Acela se cheamă cel mai mare divizor comun al lor. Și de ce am făcut egheșițiu? Altă egheșițiu, să vedem. Da? O să te ștergi, da. Rămâne ghiștul acela, cine l-o putea face? Că noi nu știm să-l face. Nu șterge. Să scrie în comentarii, neapărat. Neapărat, dar lasă-l acolo, că rămâne tot timpul. Nu ștergeam. Așa, foarte bine. Dar am pe aici, fiindcă e prea ușor. La 34 față de 3 la 51. 5 mai mare decât 3, dar 34 nu mai mare decât 54. Gata, gata.
Sunt de găsiți de acestea care sunt ciudate, nu? Ca ăla de sus, dar numai că ăla are 17 și 21 care n-au niciun divizor. Dar 34 cu 51, dacă încercăm noi, găsim ceva. 34 se împarte la cineva, 51. Ia să găsim divizorii. 34 la 5, cum s-ar descompune? Ia să vedem. La 2. Da. 1. O dată. 4. 1. 2. Nu, nu, atenție. Atenție, 7 este. Că ți-a rămas un 1 la scădere, că ai zis 2 în 3 merge odată, rămâne restul 1 și cu 4, 14. 2 în 14, 7 ori. 17 e număr prim, 17 îl treci dincolo. Că e număr prim. Și 17 și 17 odată, da? Odată. Și punem 1 de desubt. În final, 34 se scrie egal cu, deoparte scriem, 34 egal cu 2 ori 17. Da? E corect. Așadar, 5 la 34 vei spune cât? În loc de 34, 2 ori 17, da? Da. Șterg asta. Perfect. Și atunci scriu 5 la 2 ori 7. Echivalent, pe linie scrie. Pe linie. Echivalent cu 5 la puterea 2 ori 17 căsuță, da, căsuță cu 3 la, 3 la și acum mulțim și la 50. Doar că dacă nu mă înșel, 51, da. Mai are pe 13 pe 17. În mod sigur ăla are pe cine? 3. Pe 3. Adică 5 cu 1 fac 6, deci prin 3. Așa. Și atunci scriu ca 3 la 3 ori 17. Perfect. Echivalent. Cinci la a doua, tot la 17. Așa. 3 la a doua, tot la 17. 3 la a treia. Da, n-am văzut bine. Așa. Echivalent. Cinci la a doi. Stop. Nu. Păi dacă mulțești, n-am făcut nimic. Păi 5 la 2 poți să spui cât este. Calculează. Să facem. Ok. E un număr mic. 5 la 2? 5 la 2 egal cu 5. Egal cu 5 ori ce e 25. 25. Deci 25 la puterea ți-a rămas. A 17 față de? Față de 3 ori 3 de 9, 7. Nu, că 3 la 3 nu fac 9. 3 la 3, nu 3 ori 3. Păi 3 la 3. 27. 27, sigur că da. Atunci știi. Termină-te ghesițiu. Știi cum a fost compus ghesițiu? Exact de la sfârșit. Adică a plecat de la 25 față de 27. 25 e mai mic decât 27. Ori ca la 17. Pe 25 l-a scris ca 5 la 2. Pe 27, 3 la 3, o mulțit acolo și așa 5 la 34 față de 3 la 27. Deci asta a fost șmecheria ascunsă în culise. Exact de la sfârșit a fost compus ghesițiul. Ce? După ce vom avea un exercițiu drăguț. 2 la 155, care putem să-l calculăm. De fapt, nu putem să. Dar e 2 ori 2 ori 2 de 155. Sigur că da. Dacă era 155 la a doua puteam. Sigur că da. Față de vecinul. Față de vecinul care este 3 a 93.
3 e mai mare ca 2, dar iar 93 nu e mai mare ca 150. Da? 93 mai mic. Echivalent cu. Să-l descompunem. 155, știm șmecheria. Da. Deci că nu putem să scriem pe 2 pe 3. Așa, sunt numere prime. Dacă sunt numere prime și mai poți... Ne ducem la exponenți. Da. Păi, în primul și în primul rând mă duc pe 5. 1. 3. Nu. A, invers. 15 în 5 de 3 ori. Ai zis bine. 31. E bine, dar cum ai zis 1 în 3 și primul 3, n-a fost corect. Mai întâi zici 5 în 15 merge de 3 ori și apoi 5 în 5 odată. Iar 31 este prim. 31 e numar prim. Și atunci o să scriu ca 2 la a 31 ori 5. 5 ori 31. 5 ori 31, corect. Față de vecinul. Față de vecinul său, să-l luăm și pe el. Dar... Ia asta să văd eu, 93, 93, așa, nu e număr prim, merge de 3 ori, îl are pe 31 și asta e tot. Bun. Și am să scriu 3 la 3 ori 31. Echivalent. 2 la 5 ori totul la 31. 3 la 3 totul la 31. Fac corect? Da. 2 la 5 poate fi calculat. Așa. Echivalent. Și am 2 la 5 e 2 ori 2. 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 32 32 da, la 31 așa, față de 3 la 3 care e 27 așa 31 și am aceeași exponenți bază diferite așa, 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 așa. Corect. D este altfel. D este 2 la 111 ori 5 la 38. Da. Față de 3 la 131. Da. Asta. Acolo trebuie să faci. Lucrarea de acolo trebuie să faci, da? Ca să poți să compar. Sigur că da. De acord. Poate să dai ceva, un număr cu baza 3 sau cu exponentul 131 sau poate să dea cu altceva diferit și eu să trebuiască să muncesc aici. Tu, oricum, întâi bine trebuie să lucrezi, cred că în stânga întâi și întâi. Păi da, aici mai bine. 111 acela, oare să descompune? Să încercăm pe 111 să-l descompunem. 111 este prim. Nu cred. A, nu e. Prin cât ar merge 111? Nu. Prin 3. Prin 3. Ia vezi. Ia scrie 111 prin 3. E 1 plus. Așa. 37. 37 ce fel de număr este? Dacă mă uit aici, da, e prim. 37. Pune 3 ori 37, da? Și atunci... Atunci. Scriu 2 la 11. 2 la 11.
Corect. 2 la... Și egal mai departe, lucrăm. Păi nu scriu ori 5 ori 38? Ah, scrii ori 5 ori 38. Față de vecinul. Dar vrei să lucrezi pe ăsta? Nu, lăsăm așa să ne ducem. Așa, atâta, că eu asta vreau să rezolv. Așa, să lucrăm membru stâng, să-l așezăm cât se poate de atent. Să scriu 2 la 3 totul la 37. Corect. Deci egal cu 2 la 3 totul la... Nu, egal acolo, egal, nu mai spunem, rezultă. Egal, pur și simplu egal, că nu faci decât calcule. Ori 5 la 38, ori 5 la 38, egal mai departe cu... Cât face 2 la 3? A, fac 2 la 3, nu fac 3 la 3. A, da, dar da, m-aș întoarce de unde. Sigur că da. 2 la 3, 8. 8 la 37 ori 5 la 38. Dacă ar fi fost aici 38. Dacă ar fi fost în loc de 38 tot 37, ce fericit ai fi fost tu, nu? Foarte. Ei, hai să zicem că 38 este 37 plus 1. Deci egal mai departe că cu 8 la 37 copii. 8 la 37 ori... Nu. Păi 37 e 37. Ori 5 la... În loc de 38, zici 37 plus 1. Nu e bine? E bine până aici, nu? Egal. Dar când se adună exponenții? De la ce operații? Când se adună exponenții? De sus. Păi... A, la ce... A, deci, la ce operații? Da, la ce operații? La puteri. Ce proprietate de la puteri? Păi atunci când avem... avem, de exemplu, la ori... Așa, la mulțirea două puteri. La mulțire. Deci, să lăsăm pe 8 la 37, când avem ce face, lăsăm așa. 8 la 37, îl copiem. Nu? 8 la 37, acolo copiem. Ori, în loc de 5 la 37 plus 1, zicem cât? 5 la 5 la 37 ori 5 la 1. 5 la 37 ori 5 la 1. Că de acolo s-a adunat copiii baza 5, s-a adunat exponenții. Acum noi am mers înapoi. Da? Deci cât era acolo? 38. 38 l-am scris ca 37 plus 1. Și știi tu de ce l-am scris 37 plus 1? Pentru că vrem să legăm foarte atent 8 la 37 cu 5 la 37. Acolo, fiindcă au același exponent, există o proprietate care spune A ori B totul la ceva, înseamnă A la 37 ori B la 37. În cazul de față, ar fi acolo scris concentrat, strâns, 8 ori 5 la 37. Deci fiindcă și 8-ul la 37 și 5-ul la 37, și ăsta a fost obiectivul nostru, de ce am umblat la 38, ca să scris 37 plus 1, ca îndată să avem și pe 8 și pe 5 la 37, și care se strânge conform unei proprietăți, acolo sus unde e semnul de întrebare la exercițiul nostru, scrie A ori B totul la N, acolo sus, că ai un spațiu gol. A ori B totul la N, așa, nu e egal, trage o bară verticală, A ori B
totul an, așa, egal cu al an, ori belan, ori belan. Deci cum se ridică un produs la o putere? Se ridică la acea putere fiecare. Noi avem și pe 8 la 37 și pe 5 la 37. Înseamnă că se scrie într-o paranteză 8 ori 5, o conform proprietății de mai sus, 8 ori 5 totul la 37. Deci pentru primii doi. Vezi? Ai 8 la 37 și 5 la 37, cum ar fi sus în exercițiu, în proprietate, A la M, ori A la N, ori B la N. A la N, ori B la N, egal că orice egalitate se citește și din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga. Și acum noi o vedem din dreapta, adică A la N, ori B la N, egal cu A ori B, în cazul nostru ar fi 8 ori 5, totul la 37. Deci egal mai departe cu 8 ori 5. Scrie 8 ori 5. Acolo, foarte bine. Egal cu 8 ori 5. Totul la 37. Paranteză la 37. Ori 5 la 1. Acolo, tot acolo, îți încapi 5 la 1, ca să nu fie aruncat așa pe tablă. 5 la 1. Și 8 ori 5 cât este? 40. 40 la 37. Ori 5. 5 la 1 ori 5, nu? Ori 5. Iată că membru stâng a fost prelucrat de tine. Adică acest 2 la 111 ori 5 la 38. A fost prelucrat și a ajuns la 40 la 37 ori 5. Ăsta este membru stâng. Da? Și în loc de 2 la 111 ori 5 la 38, vei scrie asta. Așadar, pe linia exercițiului tău cu 2 la 111 ori 5 la 38 cu vecinul său 3 la 131, vei spune echivalent acolo în spațiul gol care îl ai. Echivalent cu, în loc scrii acum 40 la 37, nu că ai muncit și ai de arătat, e 40 la 37, cu ori 5, cu vecinul, mai strâns trebuia să scrii, cu vecinul care îi 3 la 121. Să-ți încapă pe linie și vecinul. Ori 5 cu vecinul, 3 la puterea 131. Da, și acum trebuie să lucrăm la vecinul și sperăm să vecinul să aibă în componență ceva cu 37. Nu știm, dar sperăm. Îl luăm deoparte și pe 131 să-l descompunem, să muncim și să vedem ce șanse avem. Păi, în continuare, mai, dacă tablă ai spațiu, că nu mai văd tabla. Mai ai spațiu? De desubt. Hai, arată-mi. Bun. Ia-l și pe 131, acolo la lucru. Da, spuneam de asta noi. A, nu, o lăsăm așa că nu mai avem ce-i face. Atât am putut face, l-am și scris mai sus, așa îngheață. Că ce să faci? Să facem 40 la 37? Nu da, puteam. Da, facem 40 ori 40. E, până mai dimineață. 40 ori 40, poate 40 de 37 de ori, nu, n-avem ce face. 131 să vedem. E, 131 ăsta, ce descompune să-i facem noi? Hai să ne gândim, să vedem ce... Are pe 2? Nu. Are pe 3? Nu. Pe 5? Nu. Nu. Deci 2, 3, 5, 9? Nu. Că dacă nu are pe 3, n-are nici pe 9. Atunci, hai să vedem dacă nu are pe 7. Adică de acum începe numerele primii. Știi că am făcut noi odată când am aflat divizorii unui număr.
Nu știu dacă 131 este număr prim. Nu cred că este număr prim. Eu cred că are descompunere. Hai să vedem pe 7. Nu merge cu 7. De ce? De unde știi? Hai să văd, să văd, nu mă poți convinge. Pune 7 acolo și zice 7 în 13. 7 în 13 merge o dată, sub 13 pui 1. Nu acolo, nu acolo. Nu, 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 nu. Câtul acum acolo, așa. Chiar sub 3, 1 pune chiar aproape sub 3. Așa că tu ai luat pe amândouă la împărțire, da? 3. Și 1 ori 7, 7, ne gândim la împărțire, au rămas din 13, 6, 61. Da? 6, adică din 13, dacă am scăzut pe 7, 6 și că ai pus 1, 61. Deci tu trebuie să-ți imaginezi că ai făcut împărțirea 131 la 7. E în partea deoparte, că tu știi să faci. Nu, nu, nu scrie acolo. 131 împărțit la 7. Deci asta în mintea ta, împărțirea asta, care o faci acum. Și zici 7, 7 în 1 nu se poate, luăm două cifre, cum știi tu să faci? Așa. Luăm două cifre. Da. Așa, acum o faceți cu 2, am luat de 6, nimic, îl cobor pe 1, poftim, 10. Deci 61, ai cobor pe 1, nu-i de 0 ori. 7 ori cât fac foarte aproape de 61? M-am gândit la... Da, ok, ok. Îți amintești? Nu, nu, nu stai acolo în greșit. M-am gândit la altceva. Așa, deci ceva aproape de 61? Păi ori 9, ori 63, ori 8. Ori 8. Deci le șterge pe 0 și pune 8. Nu, 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 păi șterge pe 0. Așa. 8. Ce-am spus? 56 Ei, și tu trebuia să-mi scrii doar atât acolo. 18 spune că rămâne rest. Nu se divide la 7. Nu, dar nu mai pune acum, că nu se divide, n-are niciun rost. Dacă ar fi făcut împărțirea exact, atunci puneai câtul împărțirii. Deci cu 7 nu merge. Încercăm deoparte, alt număr prim după 7 care ar fi? Că e prim. Nu știu, nu mă pot pronunța. Știi pe unde că mergem? Până când se întâmplă ca împărțitorul ducă la un cât mai mic decât, nu? Împărțitor. Decât împărțitor. Atunci să luăm un număr mai sus ca să vedeți. Așa, deci dincolo de 7 care ar fi numărătorul, număr prim? Dar nu vreți să încercăm cu 89? Ei, cum? Nu ne ducem așa odată sus. Îl depășim cu mult. Nu, noi neapărat trebuie să încercăm toate numerele, absolut toate numerele prime. Ce? Deci toate numerele prime până când ajungi la un părț, dar el nu e mare, e 131, este mic, ajunge foarte repede. Că de împărțitul este un număr mic, nu este un număr mare. Da? Deci uite, am încercat prin 79 mers, care ar fi numărul următor, număr prim după 17? 11. 11, te rog. 131 să împărțim la 11. O dată. Da. De două. Nu, o dată. Gata, nu merge. De rest. Și suntem în situația când am ajuns la un împărțitor 11, care conduce spre un cât egal, dar încă menține rest. După 11, cine ar fi următorul? Așa, ce am zis 7, 11, după 13. 13. Să mai puțin să aduc ceva. Am nevoie de ceva. Da.
imediat. Așa, 13. Deci 131, nu? Ai avut 131 împărțit la 13. Da, stați, că dă 1, adică cea mai bună. Da, restul îți dă 1 și pui 10. Deci 10 și restul 1. 10, 1. Dar nu, nu a fost 13, a fost 131, te rog. Aaa, de asta. Da, 131. Acum merge. Nici asta nu e bun. Deci nici acum. Alesia, suntem din nou în fața unui exercițiu care se pare că este destul de dificil. Și eu aș visa așa să se întâmple. Vezi că în stânga avem 40 la 37, așa este, 40 la puterea 37, ori încă un 5. Și vecinul său 3 la 131, nu-l dibuim noi, nu reușim să-l găsim, dar am putea să scriem ceva. Am putea să zicem 130 plus 1, hai să luăm pe alt culoar. Deci, încercând să-l descompune, nu merge, pentru că se pare că 131 e număr prim. Da. Din păcate, e număr prim și nu ne putem descurca. Hai să lucrăm la el așa, să zicem 131 egal cu 130 plus 1, nu? Da. E, șterge ce am vrut noi să facem cu descompunerea asta și nu ne-a ieșit. Nu, tot e ieșit eu, numai acolo, atât. Și ne ocupăm de 3 la puterea 131. Luăm membru drept al egalității, 3 la 131. Deci vezi că avem acolo 3 la 131, da? Este numărul al doilea pe care îl avem în discuții, pe care îl luăm și egal mai departe cu 3 la 130, egal, chiar egal în continuu, mai departe, egal cu 3 la 130 plus 1 la exponent acolo, plus 1, cu 131 înseamnă 130 plus 1. Și egal cu... cum să mai zicem noi acolo... Fiind adunare, de unde provine adunarea? De la înmulțirea a două puteri, nu? Ar fi 3 la 130 ori 3 la 1. Așa. Egal cu? Egal cu 3. 3 la 130 ori 3 la 1. Ori 3 la 1, nu? De aici provine. Da. Iar 130 ăsta cum mai poate fi scris? Adică ca o putere sau? Da, ca o putere încerc eu. 130 nu. 130 cred că se scrie ca fiind 13 ori 2 ori 5. 13 ori 2. Nu? 13 ori 2 ori 5. Și atunci scriu chiar
Așa m-aș gândi să scriem, dar încă nu mi-e clar cum lucrează exercițiul ăsta. Mai uite-te odată pe exercițiu să vedem dacă este așa. Dacă nu cumva ai copiat ceva greșit. Da, dacă nu cumva ai copiat ceva greșit. Și mai începem o analiză atentă asupra lui. Deci 2 la 111 este, așa e bine? Dați-vă dacă, deci 2 la 111 ori 5 la 38. Da. Față de 3 la 131. Bun, gata. Deci l-ai copiat sigur corect așa, da? Deci în manual este așa, sau unde ți l-a comparați. Așa. Și 3 la 131. Acum văd și eu că este corect dat de tine. E bine. Și atunci noi pe membrul stâng l-am muncit cât am putut și când n-am mai putut l-am lăsat așa și-o dat 40 la 37 ori 5. Iar pe 3 la 131, din păcate, 131 e număr prim și nu mai putem face nimic la 131. Și am încercat noi câte ceva, să-l zicem ca 130 plus 1 și să încercăm să ne legăm de 37 ăla. Adică să fie ceva la 37 ne-ar fi convenit nouă. Dar 137, cum să facem noi? Trei ori 37 cât faci? Ia vezi tu. 3 ori 37. 3 ori 37. Da. 3 ori 37 fac 111. Așa este. Iar Trei ori 37. 39 cât înseamnă 13 ori 3, da? 13 ori 3. Suntem într-un moment dificil pentru că nu putem lega pe 3 la puterea 131 cu ceva care să fie foarte aproape de 40 și cu 37, bazele acelea. 5 ăla va veni și el în sprijin, dar eu cred că e mai mare 40 la 37 ori 5 față de 3 la 131. Așa cred în momentul de față, dar trebuie să avem argumente foarte precise. Și de aceea noi am încercat pe 130 să scriem 131 ca fiind 130 plus 1 și nu ne-a ieșit, iese 3-ul acela, da? Dar 130 nu se apropie 37 de 3 ori câte 37 și ne rămâne 111 deci puterea lui 3, cea mai apropiată puterea lui 3 față de 40, cât ar fi Alesia, cea mai apropiată? Deci cea mai apropiată ar fi 27, nu? Că 3 la 3 fac 27, 3 la 4 face 81, depășește cu mult. 81 4 81 4 deci nu ne ducem foarte atent pe toate. Avem 3 la puterea 131, atenție, 3 la 131
trebuie prelucrat de noi și legat cu 40 la 37, legat cu 40 la 37 și oricinciul ăla, ca să putem să facem comparația. Și atunci am umblat la 3 la 131 și l-am zis 130 plus 1, și nu ne-a dus într-un moment fericit, din păcate, pentru că 130 acela poate fi scris ca 13 ori 2 ori 5, nu? Ea scrie egal mai departe cu 3 la puterea sus 13 ori 2 ori 5. Nu, păi 2 tot sus la exponent. 2 tot sus la exponent, pentru că ca să-ți dea 130 acolo sus, e 13 ori 10. Și ori, de mai jos, ori 5, ori 3 la 1, parcă. 3 la, nu 5, e 3 la 1. 5 ăla nu este acolo. Da? Numai 3 era. Uite-te, Alesia, că în urmă ai avut 3 la 130, nu? Unde? Mai jos pe linia, mai jos la mâna ta, pe dreapta, acolo, ai 130 plus 1, nu? Și ai scris mai în dreapta, mai jos, chiar sub mâna ta acolo, este 130, o 3 la 1, vezi? Și acel 130 am scris ca fiind 13 ori 2 ori 5, că 13 ori 2 ori 5, ori 3 la 1, perfect. Deci am copiat pur și simplu, ori 3 la 1. Ei, dar 3 la a 5-a cât ar face oare? Ia să vedem cât ar face 3 la a 5-a. 3 ori 3 de 5 ori? Face mult, nu? De 4 ori ar face 81. Și de 5 ori face 243. Deci nu mă încălzește, nu mă duc cu baza 40. Și rămâne 13 la ori 2, fac 26. 26. Deci nu mă duc. Dacă am luat 3 la a 3 la 4-a, ar face 81. Și mi-ar rămâne acolo. Ia să vedem dacă nu merge așa. Alesia, în loc de 130 acolo, zici 129 ori 3 la a doua. Deci 100, vezi că am zis așa, 3 la 131, pornește de acolo, 3 la 131. 3 la 131, acolo, egal mai departe cu 3 la 129, scrie acolo. 129 plus 2. 129 plus 2. E adevărat? Da. Și faptul că este adunat acolo la exponenți, de unde provine adunarea? De la mulțire. Deci înseamnă 3 la 129. Scriem 3 la 129. Ori 3 la a doua. 3 la acolo 129 modificăm. 129. Ori 3 la a doua. Dar 129 ăsta ar avea descompunere? Ce părere ai? Da. Cât ar face? Adică să văd divizor. Divizor, da. Cred că ar merge prin 3. Ia vezi tu prin 3. Prin 3, am 1 plus 2, 3, 3, 9, 12, se poate împărți la 3, da. Are cu 3. Are pe 3. Te rog să faci împărțirea. 129 are... împărți la 3. Și 129 părți la 3.
Se vede sau? Da, se vede un pic, un pic mai... Cât vine? De două ori. 4 ori 3, 12. Nu, 3. 43. Deci 43. 3 ori 43 ar fi, nu? Da, așa trebuie să scriu 3 la 3-a ori 43 plus 2. Așa, așa ar fi. Deci 3 la 43, 3 la puterea, 3 ori 43, ai spus bine, și plus 2 același făcea 131. Da? Ia să scrii, șterge acolo acum. Împărțirea aceea șterge-o, doar împărțirea 121 împărțit la 3. Și, nu, și șterge și 13 ori 2, acolo 13 ori 2 ori 5, șterge acela. Așa. Și scrii 3 la puterea. 3 la puterea 43 ori 3 plus 2. Bun. Egal cu 3 la 129 ori 3 la... A, ori 3 la 8. N-am făcut decât ne-am întors înapoi. De acord că este deja scris 129. Deci în loc de 129 scrie 3 la 43 ori 3. 3 la puterea 43 ori 3. Ori mai jos, ori un pic mai jos, ori 3 la a doua. Ori 3 la a doua. Și acum, prima mulțire. Aici am uitat plus 2. Da, da, 2 ai pus acolo, la 3 la a doua, știi? Uite, faptul că nu mai e plus 2, tu ai zis ori 3 la a doua. Ai scris acolo. De unde provine adunarea exponenților, da? De la mulțirea două puteri. Deci două puteri cu aceeași bază, așa se scrie baza și se adună exponenții. Acum ai mers înapoi. Deci ori 3 la a doua și ai făcut foarte bine. Și acum, pentru prima parte, pentru prima acolo, cum s-a scrie? S-a scrie ca 3 la 3, totul la 43, nu? 3 la 43, totul la 3. Acolo, lasă acolo, punct, mulțire, lasă mulțirea. Nu ți-e clar de ce e mulțirea aceea acolo, da? Ba nu, e clar. Ți-e clar, da? Pentru că, încă o dată, înainte egalul acesta, ai avut așa 43 ori 3 plus 2, nu? Plus 2. Da. Și atunci... De unde provine adunarea? De la mulțirea două puteri cu aceeași bază. Așa. Ori 3 la a doua. Și 3 la 43 este egal cu... Nu, mai putem scrie și invers. 3 la a treia totul la 43. Eu sau, așa mă așteptam să scrie. Sau 43 la a treia? 3 la a treia totul la 43. 3 la a treia, totul la 43, ori 3 la a doua, adică ori 9. Ei, acum, Alesia, suntem 3 la a doua face 9, da? Dacă noi putem arăta, suntem într-un moment foarte important al leghișiților. Dacă arătăm că 3 la 3 cât este? 27. Așa. 27 la puterea 43. Deci avem 27 la 43. E, nu se mai vede la mine acum deloc. 27 la 43 ori 9, da? Da. Și noi dacă arătăm că 40 la 37 în comparație cu 27 la 43, deci 40 la 37 cu 27 la 49 cu un sens de egalitate, așa cum va fi 5 față de 9,
Cum este 5 față din 9? 5 față din 9 este mai mic. Dacă arătăm că și 40 la 37 e mai mic decât 27 la 43, atunci exercițiul e gata rezolvat. Deci am mutat problema în a arăta că 40 la 37 e mai mic decât 27 la 27 la 43. Acest lucru îl deci trebuie să muncim la el și să vedem dacă reușim să arătăm asta și cum 5 e mai mic ca 9, atunci dacă avem același sens, lucrurile merg foarte clar. Exercițiul este rezolvat. Deci ne-a rămas exercițiul la momentul acesta în care comparăm pe 40 la 37 cu 27 la 43. Că 5 față din 9 este mai mic. Trebuie să fie același sens de a inegalității ca să putem trage o concluzie. Din nou, suntem la sfârșit. Exercițiul este mai dificil și ăsta. Este mai dificil și faptul că nu sunt lângă tine acolo și tot încerc să dictez, ne vine mult mai greu. Nu mai avem forța necesară să putem coordona exercițiul. Ce alte exerciții, ce mai ai acolo, ca să mai vedem? Rămâne asta să-l analizăm ca și pe celălalt de sus. El, repet, pare mai dificil. Să vedem exact ce idee ne vine pentru lecția următoare. Da? Pentru că în momentul ăsta nu s-a legat foarte bine exercițiul. Ori este și vă greșeală acolo în manual, ori dacă nu, aș vrea să văd următorul exercițiu. În ce, cam la ce nivel să vede. Șterge A, B, C, B-ul de deasupra, șterge-l și să vedem pe următorul, că dacă mai ai acolo, să văd în ce grad de dificultate se duce și ăsta. Da, șterge pe acela. Și de-o. De acum am văzut. E 2 la 11, 5 la... Da, și vedem exact. Șterge tot deasupra acolo. Și de sub. Așa. Lasă exercițiul acela care l-am lăsat ca temă pentru prietenii noștri. Completați în căsuțe simbolul adecvat, mai mare, egal sau mai mic. A. 3 la 7 față de 3 la 5. 3 la 7 față de 3 la 5 e banana. B. 2 la 3 față de 2 la 3 plus 3 la 0. E scris. 2 la 3 scrie și asta. Mă descurc. Ce? Da. Ce? La care mă descurc nu are sens. Bun. Ce? În paranteză 3 ori 5 la a doua, adică ar fi 15 la a doua, față de 3 la a doua ori 5 la a doua. Păi îl calculez pe 3 la a doua 8, ori 5 la a doua îl calculez și pe el. Da. De am 5 la a doua, totul la a treia, față de 5 la a 12 și împărțit la 5 la a 6. Ia scrie, hai să-l vedem pe asta, pare un pic mai interesant, da? Față de 5 la 2. Ia să vedem, echivalent, știi bine că așa scriem, echivalent acolo. Echivalent cu 25 la 3 față de
5 la 12, împărțirea. Ia să faci, să faci împărțirea. Cum să faci împărțirea? A, să faci direct împărțirea. Împărțirea se face 5 este egal cu 6. 5 la 6. Deci răspunsul este 5 la 6. Scade exponenții, da? Da. 5 la 6. Echivalent. Deci, de ce mi-ai zis 25 la 3 acolo? Ai făcut calcul 5 la 2, dar trebuia să pui 5 la câta? Când ai avut 5 la 2, totul la 3. 5 la 2, totul la 3. Cât? La 6. Așa, 5 la 6 trebuia să spui. 5 la 6 față de vecinul și ai făcut calculul? Au. Egalitate este, nu? Perfect, perfect. Următorul. Hai să vedem repede. La E îl scriu și pe E sau mă descurc? Dacă mă descurc. Scrie să vedem ce, cum te descurci. Îl și lucrezi. Bine. 7. La 5. Față. Totul la 2. Față de. Nu. Ba da, față de. 7 la 4, totul la a doua. Ori 7 la a doua. Echivale. 7 la a 10-a față de 7 la a 8-a ori 14. Echivalent. 7 la 10 față de. Calculez 7 la 8 și acolo 14. Deci, ai spus așa. 5 la 7 la 10, ai zis bine, față de 7 la 8 ori 7 la 2. De ce ai zis 14 acolo? Aoleu, ori 8. Atenție! De ce 8? 4 ori 2. Păi ce înseamnă 7 la a doua? 4 ori 2, ai zis 7 la 8, ai zis bine. 7 la 8, dar pe urmă ori 7 la a doua. Unde 7 la a doua? Păi uite-te, după membru sau numărul din dreapta, e 7 la 4 totul la a doua, adevărat. 7 la 4 ori 2, 8. Aș zis bine, foarte bine. Uite-te așa și ori 7 la a doua. Nu, 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 7 la a doua, că 7 la 8 l-ai scris tu. 7 la 8 l-ai în față, ochilor tăi acolo. Și mai era ori 7 la a doua. Așa. Și cât faci acum? 7 la 8 ori 7 la a doua. Faci 7 la a 10. Vezi? Foarte rapid, da? Să de aplicat proprietății. Următor, hai să văd, hai să mă convin că îl faci corect. Mică! Numai atât? Da, următorul exercițiu. Ia să vedeți și următorul. 8. Comparați numerele. Da. A. 8 comparați numele, 2 la 3. Scrie Q, care presupun că este. Da. Așa. 2 la 2, totul la 3. Ia să vedem. Echivalent. 2 la 3 față de. Față de 2 la 6. E, așa. Terminat. Da. La
doua, trei, trei la doua, la treia. Trei la doi, la trei în scară, așa? Da, dar n-am făcut așa ceva. Păi uite cum, se calculează mai întâi 2 la a treia, adică vârful. Deci egal mai departe. Să-ți descriu tot exercițiul. Așa, hai. Deci în era la P, așa, față de 3 la a doua, totul la a treia. Bun, perfect. Echivalent cu? Membru, numărul din dreapta îl știi cum îl faci. Din dreapta știu, doar că scala asta n-am făcut-o până acum. Atunci îți explic acum. Deci, exponentul este deja o putere. Exponentul cât este la asta? E 2 la a 3-a. Aici îmi spune așa. Dacă avem A la M la N, cum avem aici scăriță, vom mette mai întâi puterea M, N, apoi vom calcula rezultatul final. De exemplu. 2 la 3 la 2, facem mai întâi 3 la 2 și apoi 2 la cât am dat. Păi exact așa. Facem mai întâi 2 la 3, adică exponentul acela 2 la 3. 2 la 3, nu 2 ori 3. Nu, păi 2 la 3. 2 la 3. 2 la 3 care face cât? 8. 8. Deci vine 3 la 8, a? 3 la 8 față de 3 la 6. Corect. Terminat. Deci se calculează ca o putere exponentă de acolo. Da? Următorul? Hai. Mai am puțin niște minute. De fapt, dacă nu mă înșel... Da, mai am câteva. Așa. Trei la 38. Față de 2 la 59. Așa. Minus 2 la 58 minus 2 la 57. O, așa. Aici, în stânga, așa rămâne, n-ai ce face, nu? Da. Să te iei de numărul din dreapta, să calculezi, să lucrezi la el. Deci el ia tot numărul din dreapta, adică 2 la 59 minus 2 la 58 minus 2 la 57 și să muncim la el, să vedem ce ne dă. Deci de sub luăm să-l calculăm. Dar nu că facem valoarea. Nu să facem valoarea, trebuie să facem niște șmecherii acolo. Scriem 2 la 59, nu te aștepta să facem calculul. 2 la 59 minus 2 la 58. Păi, dar de ce? Fiindcă noi ne trebuie calculul ca să putem să comparăm. Da, ne trebuie să-l calculăm cu ăsta, că nu e un număr simplu, ci este deja de lucrat la el și până să-l găsim. Sigur, va avea baza 3. Ei, hai să ne uităm cu atenție și să vedem care exponent e cel mai mic. Care exponent e cel mai mic? Da. 57. Corect. Pe 58 cum îl putem scrie? Ca 57 plus 1. Pe 59 cum îl putem scrie? 57 plus 2. 57 plus 2. Deci pe toți cei mai mari în funcție de el cel mai mic. Deci egal mai departe cu, o să spunem egal cu 2 la 57, ai spus tu, plus 1, plus 2, minus la bază, minus 2 la 57 plus 1 și minus 2 la 57 pe care îl ai. Și egal cu dedesubt, lucrăm. De unde provine adunarea exponenților? Mulțire.
de la mulțire. Deci vine 2 la 57 ori 2 la a doua. 2 la 57 ori 2 la a doua. Minus. Minus. Dar de ce 2 la... Păi uite-te, dacă acolo ai 2 la 57 plus 2, de unde provine? Dacă ai face înapoi acum, cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Scopii baza 2 și să aduni exponenți. 57 și cu 2. Nu? Nu-i bine? Deci încă o dată. 59 înseamnă 57 plus 2. Și noi ne întrebăm, cum de s-a adunat 2? De unde provine? De la mulțire. De la mulțire. 2 la 57 ori 2 la a doua. Și am scris 2 la 57 ori 2 la a doua. Minus. Acum pe următorul cum îl scrii? 2 la 57 plus 1. 2 la 57 ori 2 la a întâia. 2 la 57 ori 2 la 1, așa, și minus 2 la 57. Îl lași așa pe el, nu? Deci încă o dată. Uite, ai avut 2 la 59, care s-a scris 57 plus 2 și înseamnă 2 la 57 ori 2 la 2. Ai avut 57 plus 1, care înseamnă 2 la 57 ori 2 la 1, și minus 2 la 57, care a rămas așa, că el e cel mai mic, n-ai avut ce face. Dar aici, 2 la 57 ori 1, poți să spui, ori 1 înmulțit. Că 1 la mulțire nu influențează cu nimic. Deci la ultimul minus, acel 2 la 57, poți să spui 2 la 57 ori 1. Mai spune ori 1. Așa. Și acum, tu ai câți termeni aici? Câți termeni ai operații de scădere? E numai scădere aici, văd eu. Ai 1, adică 2 la 57 ori 2 la a doua. Al doilea care este? 1, 2. 2 numai, sunt 3 de toți. Deci ai 3 termeni. Primul termen al operației de termeni înseamnă că îți despărțiți cu plus sau minus. Sunt 3 de toți, da? Ei, ce este o operație de adunare sau de scădere, cum este cazul nostru, a 3 termeni, în care găsim în fiecare termen un factor comun. Factorul comun peste tot, dar peste tot, cine este comun? Peste tot, subliniază-l factorul comun. Acela? Păi factorul comun înseamnă același lucru peste tot în cei 3. Factor comun. E 2 la 57. Doar 2 la 57 este comun. Acolo, acolo și acolo. Și acum îl scoți în factor ca să înmulțești și să aplici proprietatea de distributivitate. 2 la 57 pe lângă. 2 la a doua, corect, din primul. Minus 2 la a întâia. Minus, minus 1. Toți sunt cu minus. Acolo, da? Așa. Și egal mai departe. Hai să lucrăm. Egal cu 2 la 57. Egal cu 2 la 57. Ori. Și calculăm în paranteză acum. Poate fi calculată. 4 minus. Minus 2 minus 1. Așa. Deci 4 minus 2 minus 1. 1. Deci, 2 la 57. Ori 1, mare rost să scrie. Deci ce șmecher a fost autorul? În loc să ne spună în dreapta, în tot calculul acela din dreapta, 2 la 57, el zice 2 la 59, minus 2 la 58, minus 2 la 57. Deci, vezi, ne pune la treabă. Și noi ne-am apucat să lucrăm și în tot calculul care le-am făcut, sesizând că 2 la 57 e cel mai mic, 57 e cel mai mic exponent, l-am lăsat pe el, l-am scris pe ceilalți cu ajutorul lui 57, adică 59 ca 57 plus 2, 58 ca 57 plus 1, și am sesizat că avem factorul comun,
aici factorul comun a fost 2/57, l-am scos pe acesta în comun și în calculul care a urmat din paranteză ne-a dat 1 și iată că tot membrul drept este 2/57. El putea să fie drăguț și să ne spune, comparați spre 3/38, nu? 3/38 cu 2/57. El așa trebuie să ne dea exercițiu. Dar ca să ne încurce, ne-a oferit nouă posibilitatea să ne încurce. Adică ce? Să lucrăm, să vadă dacă știm ce înseamnă factor comun, să știm cum să scrie ca un produs de factori, să știm să scoatem factor comun, să facem lucru și tot membru drept este 2/57. Și acum de comparat sunt așa. 3/38 scrie membrus, primul număr, 3/38 la care, pe care îl copiem, 3/38, cu vecinul, 2/57. E, deci 3/38 cu vecinul 2/57. Nu putea să ai măcelor. Da, mă, putea să fi fost drăguț și să ne fi dat de la început cu 2/57. Bă, ce că muncim atâta să aflăm chestia asta, acum ne mai duci. Păi da, dar ne ocupam, dacă știam rezultatul că e 2/57 deodată și ne apucam de lucru aici. Numai că el a fost cel care ne-a dorit să ne pună la probă, să vadă dacă știm ce înseamnă factor comun, să lucrăm, să nu știu ce. Deci ieșița a fost mai dificil decât ar fi însemnat comparația asta. Că dacă ne dădea așa, noi ne apucăm de treabă și știm ce să facem. Bazele sunt 32 diferite, nu-i nimic. 57 îl descompune și pe 38, vedem ce se întâmplă, ia să vedem în partea aceea. Știm, am făcut de asta. Ne este mai simplu, parcă. Știm asta. 57 are divizoare? 57? Da. Are divizoare. Are. Ia descompune-l. Are pe 3 și pe 19. 3 ori 19, da? Da. Păi perfect. Atunci hai să zicem și 38, cum s-a scrie. 2 ori 19. 2 ori 19 fac 38. Și am avea de comparat. Echivalent. Hai să scriem echivalent. Deci exponentul, primul exponent, e 2 ori 19. Nu? Deci 3 la cât? 2 ori 19 față de vecinul, față de vecinul său, care e? Uite el acolo, sub ochișorii tăi. Față de vecinul său, 2 la 57. Da, în loc de 57, cât ai zis că scrii? 3 ori 19, parcă mi-ai spus. 57? Nu așa ai spus tu, 3 ori 19. Păi și atunci aici? Păi, dar aici este 38-ul. De ce? Bun, le-ai lăsat încă o dată. Bun, de acord. Acum și de la 38 să umblăm. În loc de 38, putem zice 2 ori 19. 2 ori 19 nu face 38? Deci la ambii exponenți am umblat. Deci echivalent cu... Stați, aici era 2 ori 19, 3, 2 ori 19 și aici 3 ori 19. Așa, măi, așa, Alice. Acolo e 3, da, și acolo e 2 ori 19. Da. Și acum echivalent, știi bine cum să... Echivalent? 3 la a doua, totul la 19, cea cu vecinul. Cu 2 la a treia, totul la 19. Da, echivalent cu...
trei. Trei la două cât este? A, nu mai fac doi. 8 la 19. De ce 8? 3 la 2 nu e 8. 3 la 2. Da. Știu. Am făcut 2 la 3. Am văzut. Așa, 3 la 2, 3, 4, 3. 9. 9? 9 față de... unde e aici? 2 la... Nu. 2 la 3 care e 8 aici. 8. Așa. 8 la 19. Și ce fericită ești că ieșiți să se termină, da? Că 9 e mai mare ca 8 și se duce până la capăt în toate căsuțile și ieșițul este până la sfârșit, tocmai sus, iată cu mai mare. E... Autorul acesta a fost unul care ne-a pus la treabă. Mai întâi, 3 la 38, n-am avut, nu ne-am ocupat de el. Am avut de lucru la numărul al doilea, că el a fost 2 la 59 minus 2 la 58 minus 2 la 57. Și de lucru, nu glumă, pentru că 59 l-am scris 59 ca 57 plus 2, 58, 57 plus 1. Și 57 l-am lăsat, apoi am sesizat factorul comun 2 la 57 peste tot. Ăsta a fost și motivul ca în etapa următoare să scoatem un factor comun ca să putem să facem calculul parantezei și acela paranteza ne-a dat 1 și în tot membru sau numărul din dreapta, numărul de comparat, ne-a fost decât 2 la 57. Și dacă ne-ar fi dat așa, noi ne apucam repede de treabă. Până acum, în toate ieșițile, au fost date numerele concret. Și noi ne-am dus spre comparare și ne-am uitat fie la baze, fie la exponenți, fie nu știu dacă au fost așa. Am încercat să găsim exponenții, să umblăm. Dacă bazele au fost prime și n-am avut nicio legătură între ele, atunci am luat exponenții și am descompus, cum cazul nostru a fost aici, 19, 2 ori 19 și 3 ori 19. Și iată că am reușit să facem egheștiul ăsta. Dar de data asta, egheștiul a fost mai dificil, că numărul din dreapta sau numărul acela trebuia calculat, trebuia lucrat la el. El a fost o expresie și expresia aceea trebuia muncită la ea. Cred că ne oprim aici, Alesia, că ești tu obosită, gata, am obosit, nu? Și este din nou clar un lucru că e foarte, foarte dificil ca să putem să ne coordonăm așa, când eu nu am pe ce scrie, nu scriu deloc, numai tu scrii și atunci eu văd și încerc să te corectez, să te controlez și să pot să ducem exercițiul la capăt. Poftim? Ai, nu, pe caiet n-am făcut nimic. Pe caiet scrii tu, scriu și eu, ne facem nu știu ce, arătăm scris sau noi am făcut la început. Este mult mai dificil. Eu pe tablă dumneavoastră pe caiet. Poftim? Eu pe tablă dumneavoastră pe caiet. Așa, dacă ar fi așa și să vorbesc eu, încerc să scriu eu și să-ți arăt din când în când, tot dificil rămâne. Rămâne problema aceasta că e dificil așa, că dacă ar fi tot o tablă și tu ai vedea ce lucrez eu la tablă, ia închipuiți așa, nu? Eu să lucrez la tablă și să lucrăm împreună, dar asta aș vrea să o fac cu toți copiii. Și deci, dacă dumneavoastră scrieți la tablă, tot pe tablă sau pe caiet? Nu, pe urmă tu... Eu aș fi o lecție făcută cu toți copiii de oriunde, prin eu la tablă explicând nu știu ce și cu un copil sau doi purtând discuția aceea, înseamnă că de fapt ar fi o variantă de lecții de asta pe care o faceți voi în online, în varianta voastră, dar într-un limbaj al meu, acela în care încercăm să înțelegem, nu fac niciun pas mai în față, adică nu trec nicio clipă dacă nu s-a înțeles. Asta e deosebirea.
Că voi acum ce faceți? Voi copiați foarte bine, lucrați, se vede că este scris pe căiețel, dar din păcate nu aveți nicio, să spunem, legătură cu ceea ce scrieți acolo. Încă ceva, să mă mai uit că eu mai am teme și vreau să mă uit repede ca să văd dacă e ceva în continuare ce nu înțeleg ca să vă întreb. Te rog. Așa, deci să văd. Da, ăsta mă desfurc. La 2. Deci am 2. Ăsta e 2. Așa, e greșit, da. 10 la 2 ori 4, 5 ori... E, trebuie lucrat un pic. Acolo, și la 1, să știi că este încă foarte interesant. Trebuie de lucrat și acolo. L-am și pe 1. Da, l-ai și pe 1. El ca un nivel de dificultate nu s-a ridicat foarte sus, dar trebuie lucrat, trebuie lucrat. Uite, hai să facem pe, din toate ieșițile, de la 1 să-l facem pe care se, mă uit eu, care pare mai dificil. Hai să-l facem pe ultimul. Ultimul este I. Da? Deci la 1 să-l facem pe I și de la 2 să-l facem pe B. Hai să vedem ce ne iese. Uite, mai am un pic de răbdare să vedem cum încercăm. Că e într-adevăr frumos, interesant. După aia mai am și 3 și 4. Ai și 3 și 4? Dragă de tine. Ia să vedem și 3 și 4. 3. Foarte tare, foarte tare, foarte tare. Nu, n-aș avea curaj să-ți spun să încerci singură, pentru că e într-adevăr frumos. Și există... trebuie să trimit până luni. Până când? Până luni. Bun. Uite ce îți propun atunci. Îți propun să... încerci tu să faci ce crezi tu și să ne mai întâlnim până luni. Cum vrei tu. Eu așa îți propun. Dacă atunci, nu vrei, tu hotărăști. Atunci văd dacă pot să întâlnim mâine după școală ca să facem acest exercițiu. Dacă să văd și eu ce program am, că iarăși sunt multe probleme de rezolvat și mâine. Mâine seară. Mâine seară, sigur că da, seară, nu ziua. Și dacă nu puteți fix la 7? Da. Termin la 6:30. Tu să te uiți, să încerci să faci ce poți și tu mâine și să îmi spui, uitați aici.